propria fică. Probleme, întrebări, răspunsuri și soluții la adevăr sau provocare. Sâmbătă de la 19:15 cu Letiția Zaharia la Realitatea TV. Totul era să te deplasezi la serviciu. Făceam să ne facem că facem. Nu făceam anul ăsta, făceam la anul. Nimeni nu făcea nimic. Asta înseamnă munca în zadar. Tot ce nu era bine prins în pământ, dispărea definitiv. Ajunsesem la fundul sacului. La 20 de ani de la Revoluție e timpul să ne privim cu detașare viața din comunism. Emil Hurezeanu și Cristian Tudor Popescu, într-o ediție specială despre munca în epoca de aur. Invitați Luminița Gheorghiu, Constantin Stroie și un personaj surpriză. Sâmbătă la Realitatea TV. Bun găsit, stimați telespectatori. Campania electorală s-a încheiat. Avem un weekend electoral european, a început să se boteze în Belgia, în Olanda și în Marea Britanie și acest val va rade toată Europa în acest weekend. Leonard Orban, comisar european pentru multilingvism, invitatul meu în această seară, și Grigore Cartianu, care mă va însoți până la ora 18 și cu ceilalți, și pentru ceilalți doi invitați. Mulțumesc că ați venit. Afară e cald, weekendul e prelung, am putea să ne distrăm undeva departe. Care străuie aproape. Nu mai până în Herăstrău mergem? Măcar atât de aici de misiune. Trebuie să spunem că este pentru prima dată când se votează în Europa la asemenea dimensiuni, că toată lumea se uită spre Bruxelles, dar cred că și din restul Europei se uită spre București, ca și spre Paris, spre Varșovia și spre Budapesta. Vom avea rezultatele sau estimările acestor state abia începând de mâine seara. Să vă amintesc, stimați mei invitați, nu avem voie să spunem nume de partide, campania electorală s-a terminat, dar haide totuși să vorbim, profitând că domnul Orban este cu noi, despre semnificația acestor alegeri și să vă facem un îndemn totuși să mergeți la vot mâine, că eu cred că este medicamentul cel mai bun pentru toate bolile pe care le aveți. Da, în primul rând e faptul că pentru prima dată românii votează alături de toți ceilalți cetățeni din Uniunea Europeană, deci în total 27 de state. E o consacrare europenității noastre, să exact, spunem, dacă da. Vreți, pentru că au mai fost alegeri organizate pentru Parlamentul European în România, dar n-au fost simultan cu restul statelor membre. Deci asta e o primă semnificație. În al doilea rând, am spus-o de nenumărate ori, Parlamentul European e un organism din ce în ce mai important, o instituție care joacă un rol foarte important în legislația care se adoptă la Bruxelles. Românul de la Tâncăbești că Parlamentul European este, ce a spus dumneavoastră, foarte important. Adoptă legislație care mare parte din ea este direct aplicabilă sau restul indirect aplicabilă, și în condițiile astea legislația care e adoptată influențează viața de zi cu zi a fiecărui cetățean din Uniunea Europeană. E foarte simplu. Putem spune că ușor-ușor legislația europeană este chiar mai importantă decât cea de acasă? Adică în marele domenii sunt reglementate de la Bruxelles? Nu cred că putem face o asemenea comparație. Există domenii care sunt reglementate de la Bruxelles, sunt domenii care sunt reglementate național. S-au încercat niște evaluări să se vadă cam cât din legislația națională are legătură directă și indirectă cu legislația comunitară și variază între 50 și 70%. Deci cel puțin jumătate din legislația pe care o avem în România derivă din direct sau indirect din legislația comunitară. E un lucru extrem de important. Și putem discuta domeniu cu domeniu ce înseamnă competență comunitară. Acum pot să vă întreb de ce s-ar duce românul la vot? De ce s-ar duce un polonez la vot? Sau un italian din Sicilia? Sau... Păi, când vrei să ai un cuvânt de spus la nivelul Europei, la nivelul Uniunii Europene, când vrei să fii parte a procesului de transformare a Uniunii Europene, nu te duci la vot? Ți-e indiferent ce se întâmplă? N-am putea să le spunem oamenilor mai simplu, domne, mergeți la vot pentru că ne vin niște bani mari de... Nu, e o simplificare. E o mare simplificare. Dar nu spuneați dumneavoastră că trebuie pentru a-i aduce la vot un discurs simplu? Hai să facem această simplificare. Dar nu... O simplificare ar trebui să aibă loc, dar nu la nivelul ăsta. Pentru că Uniunea Europeană nu reprezintă doar bani. E mult mai mult decât acest lucru. Este, dacă vreți, o organizație de principii și valori. Știți că țăranul de la Tâncăbești înțelege de bani dacă îi dă primăria bani sau banda, banca dacă îl împrumută sau dacă poate să-i vopsească gardul? Înțelege și de alte lucruri. Înțelege, de exemplu, că decizii
da, pe care Uniunea Europeană le ia în momentul de față, în ceea ce privește schimbările climatice. Poate într-un anumit interval de timp o să preîntâmpine transformarea unor regiuni, de exemplu din sudul României, în regiuni deșertice. Deci asta e de un exemplu. Și țăranul poate să-l înțeleagă foarte bine când vede că... Că deșertul vine la gard. Exact. Deșertul vine la gard și care are nevoie de sprijin și nu numai în ceea ce privește banii direcți, ci inclusiv politicile, care se transforme fundamental ce se întâmplă în momentul de față. Să ne îndrume spre ceea ce înseamnă economia verde. Vreau să simplificăm un pic și prea îl credem așa majoritar și înapoiat pe țăranul respectiv. De fapt, românul neinformat acum, care nu mai știe ce e cu Europa asta, dacă e Uniunea Europeană sau Uniunea Sovietică, le încurcă în minte Ceaușescu sau Iliescu sau Băsescu, să nu mai pronunță nume, dar oricum asta nu sunt acum candidați. Eu cred că s-a cam dus vremea aia. Noi, presa mai scoate în evidență... Mie mi-e teamă că electoratul român devine din ce în ce mai pragmatic, dimpotrivă. A, da, dar nu s-a nu-i informat. Așa, cu coada acum 10 ani puteai să-i vorbești de valori morale, să avansau mari strategii de modernizare și astăzi cred că trebuie să vezi lucruri și numai simplu, pragmatic. Trebuie să fie o combinație între valori importante, strategice, pe termen mediu și pe termen lung și chestiuni care îl interesează în mod direct. De exemplu, cum ați spus, chestiunile legate, de exemplu, pentru fermier sau pentru țăran, dacă vreți să le spunem așa, a plăților directe, de exemplu, nu le e indiferent dacă se cheltuie întreaga anvelopă pentru România sau se cheltuie doar parțial această anvelopă. Deocamdată am cheltuit atât de puțin că dacă mergem în ritmul ăsta, până în 2013 avem 5-6 miliarde cheltuite. Domnul Tănase, o să vă promit odată să discutăm mai pe larg în ceea ce privește cheltuirea fondurilor comunitare. Și sunt foarte multe declarații, de multe ori declarații cu Consiliul Politic. Eu am o evaluare foarte clară a sumelor care au intrat în România începând cu 1 ianuarie 2007. Mai bine decât spune presa sau decât spun chiar politicienii? În primul rând, suntem beneficiari neți, deci înseamnă că am primit mult mai mulți bani decât am contribuit la bugetul Uniunii Europene. Cum au spus unii, că de fapt banii ăștia s-au dus la trezorerie și au rămas la trezorerie. Nu, bani care s-au dus la beneficiari. Deci sunt mai mulți direct bani... Direct la fermier, direct la mic, la IMM-ul, la beneficiari în general. Da. Deci inclusiv fermierii, dar și alți reprezentanți din România. Deci pot să spun foarte clar, România este începând din 1 ianuarie 2007 și până în prezent, în mai când am făcut analiza, este clar beneficiar net, inclusiv în ceea ce privește banii care s-au dus la beneficiari. De unde atunci această imagine? Nu să spuneați că imaginea României nu este bună. De unde această imagine că suntem incapabili să beneficiem de fondurile care de fapt ni s-au alocat? Nu știu, haideți să o spunem foarte clar, uneori, inclusiv chestiunea asta e folosită în războiul electoral sau în războiul între partide, bugete. Asta e o chestiune, uneori această chestiune este utilizată de unii care au niște probleme și cu România alte guverne, mă refer la guverne, ci diferiți actori din statele membre și din instituțiile comunitare. În acest conflict pentru bugete, să spunem? Din multe motive. Deci a arăta că, de exemplu, noile state membre nu sunt capabile, de exemplu, să cheltuiască suficient fondurile alocate pentru agricultură, pentru coeziune, politica de coeziune, asta e un semnal foarte clar că eventual, începând cu 2014, pentru nou buget al Uniunii Europene, politica de coeziune trebuie să se modifice și să se transfere mai mulți bani spre alte politici ale Uniunii Europene. Mai puțin bani celor care au intrat acum. Insuccesul politicii de coeziune arată foarte clar că înseamnă că banii nu sunt cheltuiți. Cât e de grea competiția asta la Bruxelles? Foarte dură. Este extraordinar de dură. Foarte puțin înțeleg cât de dificilă este și cât de greu e ca în instituțiile cu atât de mulți actori și cu atât de mulți reprezentanți să poți într-un fel sau altul să-ți promovezi interesul. E o România defavorizată, domnul Cartier, în această competiție pentru fonduri, pentru bugete, pentru decizii avantajoase? România are un moment istoric în care e favorizată. Acum fac o paranteză istorică și că în mintea multor oameni mai există ideea. Uniunea Europeană, tot un fel de Uniune Sovietică. Ăia mari și noi aia mici. Noi facem ce zic că ăia mari.
chiar și la, adică chiar și la, Moscova a devenit Bruxelles. Bruxelles. Bine, chiar și la capitolul acesta primar numit bani, Uniunea Sovietică ne lua prin sovrobul și prin toate metodele, ne lua mult mai mult decât ne dădea sau ne dădea deloc, în timp ce aici vedem că și la bani stăm bine în raportul ăsta, atâta vreme cât stăm în creștere, să spunem. Da. Dar, dar contează principiile, contează valorile aici. Da, și, nu numai atât, și nu numai atât, deciziile care se iau la Bruxelles, și am spus-o de nenumărate ori, și la Strasbourg, sunt luăm parte. Reprezentanții României iau parte. Deci nu mai putem spune, ăia iau deciziile, ci și noi suntem parte la decizii. Sigur, aici contează performanța și capacitatea fiecăruia de a se impune cât în locurile mare, în care cât de mare este Parlamentul? 735 de locuri? Nu, 36. 36 de locuri? 36 și dacă va intra tratatul de la Lisabona în vigoare, 751. Dar vom ști asta numai după referendumul în Irlanda. Așa, dar și nu, ce numărul celor care votează se schimbă de la 700? Nu, e vorba... Nu se schimbă deloc. E numai vorba de numărul de parlamentari care va crește în funcție de votul care îl vor primi din societățile respective. Nu, în funcție de rezultatul referendumului din Irlanda. Deci dacă va intra tratatul de la Lisabona în vigoare, numărul de 736 va crește cu 751. Diferența de unde vine diferența asta? Diferența revine la câteva state membre. Nu e cazul pentru România. România și în cazul tratatului de la Lisabona și în cazul tratatului de la Nisa, care funcționează în prezent, are 33 de parlamentari. Eu aș face o socoteală aritmetică și aș observa că inclusiv la calculul numărului parlamentar, noi suntem favorizați în raport cu Germania, de exemplu. De ce? Că avem 33 de... Avem 33 la 22 de milioane, nici atâta de locuitori. Germania la 80 de milioane are 99. De ce? Îi revenea 100 și ceva, dar Uniunea Europeană a limitat la 99. Da, haideți să ne gândim. România, să zicem, e parțial avantajată. Da, dacă ne uităm la acest criteriu al populației, Malta e, de exemplu, cel mai favorizat. State mici care au sub jumătate de milion de locuitori. Și vă dați seama că dacă ai lua exact criteriul de reprezentare, nici n-ar avea o mână. Jumătate de mandat. Exact. Da, dar aici și ele au un număr de... Mesajul către alegătorii de mâine, către români general, este, atenție, votul nostru mâine are mai mare greutate chiar și decât votul Neamțului. Contează mai mult. Adică mai puțin români aleg un europarlamentar decât nemți. Nemții trebuie să vină mai mult să avut ca să voteze aceeași parlamentar. Interesant este și aspectul că românii pot vota și în alte țări, de cu candidați de acolo, dar este într-adevăr aceasta ce spuneați dumneavoastră la început, dimensiunea asta europeană. Într-adevăr, suntem acum într-o mare familie între cei 375 de milioane, singurii 380 români de milioane care nu pot vota în străinătate sunt cei care locuiesc ilegal acolo. Da, dar deci trebuie să care o carte de identitate, un pașaport. Exact, toți ceilalți au acest... Rezidență, cetățenie. Exact, sigur. Actele normale de... Acte de lucru, că locuiesc și că muncesc. Exact. Dacă lucrezi, în general, trebuie să ai și carte de rezidență. Și viceversa, să spunem, Neamțul care stă în România poate să voteze și lucrează în România, votează cu românii mâine. Și e interesant, nu numai că au dreptul să voteze, dar au dreptul și să fie candidați. Da, deci este foarte important. Italia e din Banat, de exemplu. Sunt câteva nume cunoscute în Parlamentul European, care, de exemplu, în 2004 au candidat pentru un stat membru și acum candidează pentru alt stat membru. Dar mă întreb de ce oare în Italia sau Spania, de exemplu, nu și-au pus pe liste în zonele puternic românești și cât un candidat român? Pentru că nu s-a organizat. În România au un geniu ar se organiza. Știți că sunt acolo zona, de exemplu, în Spania, zona Castellón, Valencia, sunt vreo 120.000 de români. Ar putea să scoate oarece. Ar scoate un parlamentar. Aproape. Mandatul nostru se apropie de sfârșit, undeva la 31 octombrie, se termină, din punct de vedere formal. Da. Procedurile vor dura mai mult. E posibil. Nu vreau să anticipăm în niciun fel, pentru că deocamdată nu știm nici măcar când va fi organizat referendumul în Irlanda. Se spune că probabil la începutul lunii octombrie, dar se va comunica oficial de-abia la Consiliul European din această lună. Am înțeles. Acesta mai e singurul hop mare în calea tratatului de la Lisabona, Constituției Europene? Da, mai sunt, pe lângă asta, mai sunt încă două alte chestiuni. Sunt semnăturile președintelui polonez și al președintelui cec. Deci procesul este finalizat, ei trebuie să semneze acest tratat. Și dar mai este decizia curții. Nu, au spus că o vor face numai după referendum din Irlanda, dacă irlandezii vor spune da. Și mai este încă o chestiune. Decizia curții constituționale din Germania cu privire la tratatul de la Lisabona. Puteți să faceți un pronostic? Despre ce? Despre această situație, deci Irlanda cum va vota și care sunt efectele? Deci singurul pronostic pe care pot să-l fac este că dacă Irlanda va spune da, este
aproape sigur că tratatul de la Lisabona va intra în vigoare. Dar n-aș putea spune în momentul de față, n-aș putea spune sigur că irlandezii vă spuneți. Dar care este acum? Știu că atunci a fost o puternică acea campanie împotriva votării acolo și speciei europene. Acum în Irlanda înțeleg că s-a schimbat. Nu, tratatului de la Lisabona, nu... Nu, că tratatul de la Lisabona a fost abandonată Europa. Și după aia acum tratatul... S-a schimbat acum aerul în Irlanda? Sunt multe schimbări, inclusiv această criză, care a adus anumite modificări în opțiunea electoratului. Ultimele sondaje arată un ușor sprijin pentru da, în jur de 54%, dar e de vreme. Știți foarte bine că în politică chiar și o săptămână de campanie contează foarte mult. Și dacă Irlanda se răzgândește... Dacă Irlanda se va răzgândi, va fi o chestiune destul de complicată, pentru că tratatul de la Lisabona, de exemplu, din punct de vedere instituțional, privind Comisia Europeană, tratatul de la Nisa, actualul, prevede că se reduce numărul de comisari. Și iar această chestiune se va face printr-o decizie unanimă a Consiliului European, deci a șefilor de stat și de guvern din Uniunea Europeană, și că se va face pe baza unui principiu de rotație. Deci și pune problema dacă România va avea un comisar în continuare? Cred că, așa cum din, să zic, informațiile pe care... Nu numai din flair, că nu mergem pe flair, mergem pe informații, tendințe și așa mai departe, nu cred că se va pune această problemă. Nu cred. Cred că se va continua, indiferent sub ce variantă, un comisar cu varianta un comisar în stat. Ce veți face după încheierea mandatului? E de vreme. Intrați în politică, intrați în afaceri? E de vreme, am timp suficient. Sau în diplomația... Am timp suficient, mai am încă destule luni ca și comisar, mai am destule proiecte și vreau să le finalizez și mai am timp suficient să reflectez asupra... E posibil să continuați? Păi, deocamdată nu s-a luat niciun fel de decizie, nu s-a luat depinde nici măcar... Depinde de cine, de guvernul român. Sigur, întotdeauna există o nominalizare a guvernului român, sau mai multe nominalizări, dar acele nominalizări trec prin anumite, să zic, selecții și vreau să vă reamintesc precedenta selecție. La a doua încercare, amintește. Exact, la a doua încercare e întâi acceptarea de către președintele Comisiei Europene și după aceea un examen extraordinar de greu în Parlamentul European. Audierile din Parlamentul European și eu cred că vor fi foarte, foarte dure. Ați venit în țară, v-ați văzut cu Ministrul Justiției și știm că pe agenda dumneavoastră această chestiune a raportului privind reforma în justiție, care va fi în curând, este o problemă, să zic că cem așa, care ne ține în loc, e așa un fel de aproape obsesie de care nu mai scăpăm. Cum vedeți situația în momentul ăsta? Ne așteaptă un raport prost, ne așteaptă un raport bun, nu mai vorbesc că se discute să amâne din cauza situației din Bulgaria, dar eu mă refer la raport. Cum vedeți momentul ăsta? În primul rând, nu m-am văzut cu domnul Predoiu, ministrul Justiției, nu m-am văzut. Presa de ce zice așa? Nu știu. Deci nu m-am văzut cu dânsul, n-am mai vorbit de mult timp cu domnia sa. Pe de altă parte, eu urmăresc acest dosar, după cum urmăresc practic toate dosarele importante, care sunt importante pentru România. E normal să fie așa, pentru că chiar dacă apăr interesul general, normal, una dintre responsabilități e ca din acest interes general să facă parte și interesul românesc. Ce aș putea spune cu privire la acest raport? În primul rând, nu s-a hotărât data când va fi... Asta este situația în momentul de... septembrie. Că e posibil, că nu e posibil, încă e de vreme să facem speculații. Tocmai de aceea am constatat Dar trebuia în iunie să-l avem. Deja suntem în iunie, 7 iunie. Nu vă reamintesc că anul trecut a fost după jumătatea lunii iulie. Deci după jumătatea lunii iulie și, da, cel mai devreme cred că am putea să ne așteptăm la o dată similă. Cel mai devreme. Dar, repet, nu s-a luat decizia. În al doilea rând, chestiunile nu sunt încă finalizate. În momentul de față nimeni nu va putea spune că raportul va fi pozitiv, puternic pozitiv. Bine, eu vă întrebați ca un om care aveți informații din interior și ați putea să ne spuneți. Se pot întâmpla destule lucruri. Se pot întâmpla destule lucruri. Știți de ce vă întreb? Dacă coroborez asta cu ce ați spus că imaginea României nu e bună, mă aștept și ca raportul să nu fie tocmai bun. Eu aș fi nuanțat aici. Cred că principala chestiune de sensibilitate legată de acest raport, dar legată indirect și nu direct, este chestiunea fondurilor comunitare. Din ce în ce mai mult, și asta am spus-o de mai multe ori, din ce în ce mai mult putem constata că sunt reprezentanți, din ce în ce mai importanți, în Parlamentul European, în statele membre, care iau poziție și cer
pe baza rezultatelor necorespunzătoare în domeniul justiției și luptei împotriva corupției, reducerea sau chiar suspendarea sau chiar eliminarea fondurilor pentru unor anumite presa fonduri. Speculați pentru, că... Și nu sunt, deja pot să vă spun clar, nu sunt doar încercări pe aici, pe acolo, sporadice, ci sunt din ce în ce, în zone din ce în ce mai importante. Dar se vorbeați de baloane de încercare. Nu, deci nu, e mai nu. Grav decât nu, eu vă reamintesc. A fost o rezoluție în Parlamentul European care era legată de raportul de descărcare bugetară pe anul 2007, în care se cerea Comisiei Europene o atenție sporită pentru România și Bulgaria de maniera în care cele două țări cheltuiele fondurile comunitare. A fost rezoluția Bundestagului, Camerei Deputaților din Germania pe această temă, cu o cerere de suspendare a fondurilor, a unor fonduri comunitare. Au mai fost în unanimitate. Așa. Oricum, era o recomandare, pentru că această decizie este luată de către Comisia Europeană. Au mai fost niște demersuri, nu vreau să le devoalez aici, din partea unor reprezentanți din statele membre, cerând Comisiei să se gândească eventual la introducerea sau luarea deciziei de aplicare a clauzei de salvaguardare în domeniul justiției. Au mai fost niște discuții, inclusiv la nivelul Comisiei, și o atenție mai sporită asupra modului în care se cheltuie banii în România și Bulgaria. Sunt probleme. Prost, sunt probleme. Avem șanse să luăm bani mai puțin. Sunt, asta este discuția, sunt da? Probleme în anumite zone. În România, să o spunem foarte clar, în zona agriculturii, România are în continuare fondurile suspendate pe SAPAR și în continuare are probleme cu acel mecanism IACS care, cum să vă spun, trebuie să asigure implementarea plăților directe și altor procese din zona agriculturii. Chestiunile astea sunt contabilizate și ceea ce pentru alte țări ar putea să fie doar, cum să vă spun, probleme de parcurs, în corelația care s-ar putea face între mecanismul de verificare și cooperare și fondurile comunitare, poate să fie poate să aducă rezultate negative. Ați spus doar o singură dată corupție. Ce rol joacă această situație din justiția română, de această dezbatere publică despre corupție? Nu este zi în care jurnale românești să nu scrie masiv despre această situație, marea corupție din politică, din zona economico-financiară, raportul cu justiția, ce se întâmplă în Parlament, vine raportul de la Bruxelles. Nu mai joacă un rol atât de important? Nu, joacă un rol important. Sigur că imaginea, și nu numai imaginea, ci raportul, se construiește inclusiv pe asemenea surse. Deci inclusiv, de exemplu, pe evaluările organizațiilor non-guvernamentale care se ocupă de problema corupției și problema cum e percepută corupția în România. Și momentul în care apare că cetățenii din România percep într-un grad foarte înalt problema corupției, deci că există corupția, normal că e o chestiune care nu contribuie la un raport pozitiv. Dar mai sunt și alte elemente. Întotdeauna am spus, Comisia Europeană va face o analiză echilibrată și realistă cu privire la ce se întâmplă în momentul de față. Și se știu deja criticile anterioare. Pentru a avea un raport mai bun, e clar că trebuie să se răspundă la aceste critici. Presa a spus, vă vezi de presa occidentală, că s-ar putea chiar ridica dreptul de vot. Se poate și asta, domnul, dacă știți. Nu. Asta nu se poate ajunge. Astea de încercare de care vorbeați? Sunt și baloane de încercare, dar putem să le punem și pe seama necunoașterii modul în care funcționează Uniunea Europeană. Pe de altă parte, nu putem să ignorăm aceste chestiuni, că ele pleacă din anumite zone, da? Ele răspund unor anumite cerințe, răspund inclusiv unor anumite retorici făcute de politicieni din diferite state membre. Haideți să vedem că, de exemplu, partidul ăsta din Olanda, care e considerat de extremă dreapta, printre altele a cerut ca să dispară România și Bulgaria din Uniunea Europeană. Simpatici, nu, că-s băi simpatici. Așa, dar olandezii vreau să vă spun, sunt toleranți, nu există drăguți. În actualul tratat al Uniunii, nu există prevederi ca un stat membru să părăsească sau poate să fie dat afară. Vedeți aici doar politicianism sau sunt interese mai serioase? E cel mai simplu, într-o perioadă de criză, să dai vina pe aia care eventual vin și sunt lucrează și masă acolo, da. Acolo sau să pe străini, pe migranți, e peste tot. Și în perioade de astea e cel mai simplu să ataci ținte de genul ăsta. Dar cu migranți. Eu aș spune că pe justiție
Europa ne-a tot dat avertismente, ne-a tras de urechi. Tot timpul. Și noi n-am învățat nimic din treaba asta. Se pare că înțelege mai greu, nu, mai greu de cap așa. Suntem? Europa a senzația că vrea să ne civilizeze cu forța, atenție, în condiție că ne dă și bani mai mulți decât ne cere pentru buget. Deci ne dă și bani și încearcă să creeze și mecanisme doar să ne ridicăm și noi la un standard. Și noi ce facem? Vedeți că sunt procese acum, procese banale, care durează de 15 ani, sunt neterminate. De la case, la terenuri, ce vreți noastră. Mai departe, ce facem? Acum, pentru că tot avem o nouă guvernare, schimbările astea... Nu mai suntem în campanie, atenție. Nu, atenție, că nu vreau să facem politică, aici să facem... Dar vă spun următorul lucru. Au fost oameni, am fost în ziare zile trecute, numiți la APIA, pe la două județe prin Ardeal, Mureș și Satul Mare Parcă, oameni cu dosare penale pentru delapidare de fonduri europene. Și au fost puși la APIA unde tocmai se rulează. Asta ar putea fi invocate la Bruxelles, uite așa delapidează banii? Păi au delapidat până acum, sunt în instanță să va dovedi treaba asta, sunt acuzații, iar procurorii au făcut dosare. Comisia Europeană, care are putere de decizie pe aceste chestiuni, analizează foarte clar faptele și acționează nu pe baza unor supoziții, nu pe baza unor supoziții, ci pe baza faptelor. Pe de altă parte, capacitatea administrativă este esențială. Este un criteriu pe care Comisia Europeană l-a urmărit întotdeauna și normal că îl urmărește cu maximă atenție. Există un dialog permanent între Comisia Europeană și autoritățile române, astfel încât să se poată răspunde la solicitările care vin din partea Comisiei Europene, care vizează până la urmă îmbunătățirea ratei de absorbție a fondurilor comunitare. Dar mă întorc la ce a spus dumneavoastră privind justiția. Cred că dincolo de ceea ce dorește Comisia Europeană, ceea ce doresc statele membre, este interesul României să se modernizeze. Nu prea ne lăsăm modernizați, nu se observă? Încetul, sper. Noi avem sentimentul că statul român ne chinuie teribil, de parcă suntem dușmanii lui, nu suntem cetățenii lui. Dar eu cred că e mai puțin modern decât societatea românească. Statul român a rămas în urmă față de societatea românească. Este un stat primitiv. Și vedem la tot pasul, la autorități de la cele centrale până la cele locale și ăsta de sector, vedem că statul român este primitiv. Nu-l interesează câtuși de puțin că, și dau un exemplu, ce facem noi, adevăr, o campanie acum, că la Piața Romană, mii de oameni zilnic trec pe trotuarul ăla și undeva se gâtuie că se parchează mașina acolo. Și mii de oameni șterg așa cu pantaloni. Și la mine pe bulevard sunt tot timpul mașini parcate pe trecerea de pietoni. Știți, nu se sesizează nimeni. Sunt cetățeni plătiți în statul pe la primării și pe la poliție să rezolvă problema aia și de ani de zi o rezolvă. Și ce dacă îți plătiți? Ăsta e statul român. De la... Stă 100 de metri mai încolo să mai ia niște șpăgi. Da. Atunci Europa... Știe Comisia Europeană. Eu am spus-o foarte clar. Procesul de modernizare a României a început. El continuă. Suntem pe drum. Noi am aderat la Uniunea Europeană, nu ne-am integrat de plin, mai sunt încă destule zone unde este nevoie să ne integrăm. Integrarea însemnă și modernizare. Și e un proces care va dura, va mai dura în continuare destul, dar sunt optimist cu privire la viitorul României. Cum vedeți Europa după aceste alegeri? Ați putea să faceți un pronostic? Ce se va schimba? Nu cred, sigur că e devreme să speculăm cu privire la rezultate, nu cred că se vor avea loc schimbări. Nu, pentru că e foarte important dacă, de exemplu, grupurile importante din Parlamentul European își vor menține ponderea, în mod cert asta va asigura o continuitate a politicilor europene spre direcțiile spre care ne-am dus. Sigur că pătrund, dacă putem să constatăm că există posibilitatea ca anumite partide de extremă dreaptă sau extremă stângă să pătrundă în Parlament. Întrebarea va fi cât de reprezentative vor fi. E foarte probabil ca el să nu dețină o pondere foarte mare. Dar m-ați întrebat cum văd eu viitorul Europei. E o situație dificilă pentru Uniunea Europeană. Nu de parte. Da, ne uităm este aproape. O situație dificilă pentru Uniunea Europeană. Criza a pus sub semnul întrebării multe din mecanismele existente la nivelul Uniunii Europene, inclusiv cele asupra căror credeam că nu se va mai face niciun fel de modificare, de exemplu cele legate de piața internă. Sunt tendințe de protecționism, sunt tendințe de salvare, de exemplu, a unor companii din anumite țări și lucruri care afectează, ar putea afecta companii din alte țări. Sunt chestiuni care pun sub semnul întrebării inclusiv mecanisme fundamentale ale Uniunii Europene. Cred că va fi cheia a viitorului Uniunii Europene, va fi cât de repede ieșim din criza, care nu e numai o criză economică, deja e mai profundă, cât de repede vom putea ieși din această criză. Am o singură întrebare. Sunt optimist. Înainte să încheiem, mai avem un minut, vreau să vă fac cadou cărți, dar vreau să vă întreb, va ieși Europa, pentru amândoi este întrebarea, va ieși Europa mai unită după aceste alegeri sau vedeți momente
posibilitatea unei scindări, a unor tensiuni mai mari decât până acum? Că ați spus că e un moment dificil. Eu cred că pe termen lung... Haideți să vedem. Da. Ascultăm. Eu cred că pe termen lung Europa va ieși mai unită, pentru că sunt lucruri la care statele membre sau regiunile nu mai pot să le facă față singure. Asta e foarte simplu. Și atunci ai nevoie, de exemplu, la criza asta financiară, economică, nu poți să vii decât cu răspunsuri combinate, naționale și, Orban, și europene și chiar globale. România în acești doi ani, Șerban Caloianu, Paul Filip, este un album foarte frumos, Monumente bucureștene, o raritate, abia a apărut, vreau să vă fac cadou acolo la Bruxelles, să vă uitați pe ea, aveți ce vedea Bucureștiul mai frumos decât credem, dar ignoră alții. Marin Mincu, Intermezzo, Graziella pentru invitatul meu, Grigore Cartianu, îi trebuia să dau la sfârșit, dar am preferat acum ca să fac un balans între cei doi invitați. Mulțumesc, mă pauză. Aceeași întrebare, va ieși Europa ceva mai unită sau... Avem motive să ne îngrijorăm că ea va avea rupturi și ciziuni, Doamne ferește, și mai rău. Eu, în mod atipic, întrebarea dumneavoastră o projez tot către domnul Orban și l-aș întreba când Statele Unite ale Americii vor avea un corespondent de Statele Unite ale Europei sau ceva similar. E greu de spus. E greu de 20-50 de ani? Europa e foarte diferită. E foarte diferită și diversitatea asta și care își are rădăcini adânci în istoria Europei face să pe termen mediu și pe termen lung să nu se meargă pe un model similar cu Statele Unite ale Americii. Mulțumesc. Ce se va întâmpla în 50 de ani e greu de spus. Mulțumesc foarte mult. Îmi iau la revedere de la Leonard Orban. Eu sper până la încheierea mandatului său să-l mai avem invitatul nostru. După o scurtă pauză vom discuta despre teribilul accident în cursa Rio-Paris, dar și ce s-a întâmplat aseară, tragicul accident de la Clincen, cu Sorin Stoicescu, expert în aviație, fost director general în Direcția Generală de Aviație Civilă. Uite, rămâneți cu noi pentru că aveți ce vedea. Sunt pe poziție. Scrie așa. Nu vreau să te mai văd. Domnule, aveți semnal la telefon? Nu, un pasaj n-am. Nu vă sperați, aveți semnal la telefon? Oricui se poate întâmpla să rămână fără semnal. Acum auzi? Mai scrie așa. La Cosmote, odată cu îmbunătățirea acoperirii, acest risc este foarte redus. Primești bani ca garanție a acestui lucru. Cosmote, alături de tine. În ce proiect ar trebui să investească România 4 miliarde de dolari? Autostrada București-Brașov pentru fluidizarea traficului. În primul rând în învățământ, crearea de locuri pentru copii la grădinițe. În agricultură pentru că este mult mai rentabil. Miliarde aș investi în educație pentru că suferim grav. Cel mai mult aș investi în sănătate. Da, 4 miliarde! Noul proiect Roșia Montană aduce României 4 miliarde de dolari respectând standardele europene de mediu. Află mai multe pe rmgc.ro. Mai puține rable, mai mulți bani în buzunarul tău cu ediția limitată Fiat Albea Plus la un preț de excepție. 5.990 euro cu TVA. Grăbește-te! Ofertă valabilă doar în luna iunie. Pentru unii, stilul băii este important. Pentru alții, siguranța contează. Pentru copii este un loc de joacă. Dar în multe băi, bacteriile și mucegaiul distrug frumusețea și siguranța lor. Acum ai soluția. Chiturile de rosturi și silicoanele ceresit cu formula MicroProtect, care îți protejează baia și o fac un loc sigur. Sistemul ceresit MicroProtect, pentru o baie minunată lipsită de mucegai. Protejează-ți baia cu ceresit MicroProtect. A venit și Dorin să ne povestească meciul. Bună. Așa, și cine a scris? Hai să-ți povestesc. Deschidere pe partea dreaptă. Unde joacă Piticola. Cât de bine joacă Piticola. Două centrare înaltă. Care să duce, să duce, să duce. Piticola. L-au făcut titular. Iar tu? Ai devenit rezervă. Chiar vrei să-ți iei prietenul favorit oriunde? Ia-ți cartela Cosmote și ai 2000 de minute în rețea cu 2 prieteni favoriți, plus 450 de minute și 450 de SMS-uri în rețea, 60 de minute în afara rețelei să comunici cu cine vrei tu, totul cu doar 4,5 euro credit lunar. Cosmote, alături de tine. Peugeot Boxer, spațiu pentru întreaga ta afacere. Peugeot Expert, cel mai bun vehicul utilitar al anului. Ai reduceri de până la 3.570 de euro pentru utilitarele Peugeot și finanțare garantată oricărui venit prin MyDeal.
Reduce senzația de balonare cu Activia. Reduceri peste tot, mergem? Mă simt ca un balon. Tranzitul nu merge cum trebuie și iar m-am balonat. Hainele parcă pocnesc. Activia de băut ai încercat? Poți să-l iei oriunde cu tine. Numai Activia conține Bifidus Acti Regularis și e dovedit științific că îmbunătățește confortul digestiv și reduce senzația de balonare. Răcoritor, nu? Și chiar funcționează. Acum, adio balonare. Activia de băut. Activ în interior și te simți bine. Hei, hei, verde e iarba, soarele-i sus pe cer. Neacurele, mai ușor că sperii vânat. Ciucaș, berea bună de la munte, acum într-o sticlă mai faină. Trăim într-o lume cu 1000 de posibilități. Sau niciuna. Trebuie să începem cu noi. Să redescoperim ce e al nostru. Nu uita niciodată asta. Citește. Miercuri 10 iunie apare următorul număr din colecția Biblioteca pentru toți. Nuntă în cer, de Mircea Eliade, numai cu Jurnalul Național. Bramac Protector sfidează provocările naturii. Oferă rezistență sporită la fenomene naturale, la depuneri de praf și reziduri. Spune-i acoperișului pe nume Bramac. Este luna cadourilor pentru copii. Ziarul Adevărul s-a pregătit un cadou de poveste. Biblioteca Adevărul pentru copii. 12 cărți cu povești ilustrate, cu faimoasele personaje din desenele animate Disney. Luni, 8 iunie, cartea Mica Sirene. Urmează Aladdin, Frumoasa Dormită, Peter Pan și Alice în Țara Minunilor. Minunata lume Disney. Nu uita, luni 8 iunie, povestea Mica Sirenă. Doar 11 lei și 99 de bani, numai împreună cu ziarul Adevărul. Cel mai frumos cadou! Ow! You hit that spot, that spot. Yeah! You got me hot, hot, hot. Complaining, it seems there's always somebody complaining. The boss is always on my back and I'm straining. But I'm not complaining. All I gotta do is and then I can. După serviciu, răcorește-te cu Scol. Right on, right on. Moving on, moving on. În viață este vorba întotdeauna despre tine, despre încrederea pe care o ai în tine. Ai încredere. Asigură-te cu Eureco. Eureco, despre tine, despre încredere. Suntem în repriza a doua. Sorin Stoicescu, expert în securitatea aeronautică, fost director la Direcția Generală din Aviația Civilă. Nu știu cum să încep această repriză. Hai să vă dau un citat primit pe un blog. Piloții nu mor niciodată, ei decolează și nu se mai întorc. Chiar la ora 19:59, un minut înainte de ora 8, Mihai Dobrețone, un foarte cunoscut pilot, foarte capabil, foarte talentat, s-a prăbușit, nu știm în acest moment de ce. Și vreau să vă întreb, domnule Stoicescu, de obicei, când se prăbușește un avion, mortul îi dă vină. Pilotul se consideră că s-a făcut o eroare umană și mai puțin îi dăm șansa să spunem că aparatul a fost defect sau că... N-am fost niciodată de acord cu această idee. A fost la multe comisii nici care a analizat accidente. Vom descoperi că Mihai Dobre a fost vinovat, că a fost o eroare umană? Nu, de regulă, sunt aparent există o cauză, cauza cea mai probabilă, așa se spune, așa se scrie în raport, însă apar foarte mulți factori favorizanți. Niciodată un eveniment nu e singur. E ca chestia aia, o belea nu vine singură, vin mai multe deodată. Deci se produce un cumul și rezultanta e nenorocirea. Deci în această situație, vis-a-vis de informațiile pe care le am eu până în prezent, se pare că una din comenzile aeronavei a cedat. S-a defectat exact când... Da. Este greu de presupus
ca un pilot cu experiența, cu curajul și verde la vârsta asta, să fi fost ceva din cazul uza lui, să se fi pierdut sau să... Avem acum o fotografie a celui care a dispărut. De ce se afla în momentul ăla în aer, Mihai Dobre? Pentru că asta e meseria lui. El e... Vineri seara la ora 8, pregăteau, ce făcea? Pregăteau acțiunile care urmau să se desfășoare astăzi și mâine. Deci erau niște acțiuni organizate, erau demonstrații de acrobație, cu invitați, cu copii, cu toți. Meetingul ăsta s-a amânat o săptămână, apare chiar pe blogul lui Mihai Dobre. Trebuia să desfășoare acum o săptămână și din cauza vremii proaste s-a amânat. Da, el era pregătit. Știți că a fost furtuna aceea grozavă. Adică nu poți la aviație ca pregătirea făcută cu o săptămână înainte să spui gata, sunt pregătit. Nu, aici toate se reiau și mai ales la ceea ce făcea el. Adică această școală a curajului, acrobația. Era un pilot acrobat. Acrobația, de fapt, astea sunt demonstrațiile care le face aeroclubul. Aeroclubul, eu îl iubesc foarte mult și cât am fost pe poziții mari, am ținut foarte mult la el. De ce? Este istoria vie a aviației noastre. Sunt acei oameni minunați și mașinile lor zburătoare care 100 de ani de pionierat. Câteodată de nu mai zboară. Pionierat. Uitați ce s-a întâmplat. Deci, vedeți, acum în această etapă în care avionul ajunge, ca în cazul din Africa, avionul devine un computer, pilotul ajunge pe locul 2. Această școală a curajului, acel pilot care e el și mecanismul, între ei nu mai e un computer. Ce s-a întâmplat acolo în aia? E altceva. Ce s-a întâmplat? Ce credeți că s-a întâmplat? Nu era prea jos? Deci, am înțeles, știți, din ce am citit din presă, nu am nicio calitate. Nu putem decât să presupunem. Că a făcut o figură acrobatică dificilă, că se afla prea jos, a apărut defecțiunea tehnică și n-a mai avut suficientă înălțime ca să redreseze aparatul. Deci, credeți că asta a putut să fie? În asemenea evoluții, aceea executată de el, deci vria plată, un pilot cu experiența pe care o avea el, cu capacitatea și reflexele lui de a interveni, nu trebuia să iasă. El își calculează precis fiecare manevră, fiecare pas. E vorba și de repere, și de tot. Deci, se putea catapulta? Nu există catapultare la parașută, extra. Parașută avea, deci la e un avion ușor, e un avion sportiv. E un avion care... Dar o parașută avea la bord? N-are cum. Deci n-are, dacă se întâmplă așa ceva, ești... Nu, deci e curaj. E un avion pentru acrobație. Pentru asta este făcut avionul. A riscat prea mult, vi se pare? Nu cred că a riscat. El era... Era un pilot pasionat, să spunem. În litera meseriei lui, în ceea ce făcea el. Adică această evoluție acrobatică, el trebuia să iasă din ea absolut normal. Să vă întreb, dacă era 100 sau 200 de metri mai sus, se salva? Deci 100 sau 200 de metri mai sus, poate nu ieșea exercițiu. Deci exercițiul lui este foarte bine calculat. Deci ei au o procedură care ține de posibilitățile maxime ale aeronavei, de capacitatea pilotului de a face față suprasarcinilor care rezultă din aceasta și normal. Dar nu ia în calcul și eventuală defecțiune tehnică? Deci, poate un șurub, un buton, deci, o pedală. Ce se întâmplă? Noi luăm asta. Fiare, nu? Deci până una alta, toți cei care suntem în afara problemei, nu știm ce a discutat el cu conducătorul de zbor prin radio. Nu știm ce a spus. Și bineînțeles, dar comisia de anchetă va afla, probabil, comisia și de va investigație face un raport. Va lua absolut tot. Va lua și pregătirea, background-ul, pregătirea aeronavei. Tot absolut se ia, se fac analize și până la urmă se va stabili ce v-am spus. Cauza cea mai probabilă, factorii favorizanți, iar rolul anchetei investigației de aviație nu e acela de a descoperi vinovați. Propune niște măsuri ca să pentru ca așa ceva să nu se mai întâmple. Domnul pe Carte, urmă vine parchetul și alții. Ca undă și... presă, asemenea accidente și totuși. Și fost parașutist? Da. Bravo, am știut de ce vă invit. Vreau să vă spun ceva din parașutist. Nu sunt cam multe accidente, totuși presa publică din când în când și nu rar, nici des, să spunem că în fiecare săptămână să luăm un ton mult prea dramatic, totuși asemenea accidente s-au mai întâmplat în ultimii ani. Cu avioane de acrobație, cu elicoptere, cu avioane particulare. Alte militare. Da, exact.
Cum vedeți lucrul ăsta? De asta și spuneam că în pauză că aproape că au devenit o banalitate și că presa nu le mai acordă, nu le fac de ele mari evenimente. Le consemnează acolo într-un colț de pagine și gata. De ce? Pentru că a fost acum, nu știu, câteva săptămâni în urmă în accident, a mai fost acum câteva luni era altul, în ultimii ani au fost multe. Se pare că au devenit o banalitate? Nu. Eu am fost foarte impresionat aseară când am văzut... Vedeți, mai mult impresionat cazul din Atlantic și vor să vom discuta, sigur. Da. Asta deja, câte un om care e de meserie. De regulă, cursele cu pasageri, cu civili, asta e impresionat cel mai mult. Asta sunt multe victime. Sunt multe victime, în primul rând, și sunt victime care nu sunt de meserie, nu sunt aviatori, parașutiști și mai departe. Sunt inocenți, să zicem, în raport cu... Sunt prizonieri acolo în aparat, da. Nu știu ce să facă, să dau pe mâna piloților. Însă, într-adevăr, au să mă și întrebam, și poate o să încerc să poate spune, câți piloți mai avem în România, pentru că unii s-au pensionat și mulți au murit în ultimii ani. Am senzația că se decimează foarte mult și în zona militară și în zona civilă. Domnul Cardeanu, în primul rând, aș vrea să vă spun așa, aviația, de când frații Wright au făcut acel aparat, a plătit tributul de sânge. N-aș vrea ca să fiu un pic cinic, dar asta a impulsionat progresul. După fiecare nenorocire, de s-a plătit tributul, s-au propus măsuri, s-au inventat aparate și totul s-a perfecționat. Siguranța a crescut, a crescut într-o măsură deosebită, mai ales în etapa actuală. În același timp, piloții, pregătirea lor a devenit, deci a căpătat mai multă exigență procesul pregătirii, mai multă fermitate. Pilotul e selecționat, nu oricine se face pilot. Pilotul trebuie, când este selecționat, să aibă anumite aptitudini. Un câmp aptitudinal pe care să cultivi niște deprinderi speciale. Haideți să coborăm puțin cu cele pământul, cu pământul, să vă place să stăteți în aer, nu, sunteți învățat din cauza meseriei. Nu neapărat. Când vom avea un rezultat de la ancheta accidentului produs aseară? Când credeți că vom ști, măcar cu aproximație, concluzii provizorii, deci ce se când prietenii lui, presa, fiu... când... Da, ceilalți piloți ori să afle, ce s-a întâmplat acolo? Deci, în mod normal... Când nu putem spune, dar trebuie să spunem că neapărat trebuie în mod transparent publicul să fie informat asupra acestor probleme. Înainte de a face raportul, după ce face raportul preliminar, atunci trebuie să se dea un comunicat de presă în care să se spună. Până la această dată, că raportul preliminar ce înseamnă? Tot ce s-a conservat, tot ce a rămas, se inventariază, tot ce e la dispoziție. Comisia și ca informații și materiale, da, normal, de ieri. Așa. Deci toate astea sunt în raportul preliminar. Și trebuie spus ceva și după aia raportul și filmul de sistem, totuși. De ce? Pe când făceam parașutism militar, în stagiu militar, erau trei lucruri esențiale pe care, dincolo de pregătire și asta, pe care aveam în minte când parașutam, când făceam parașutări. Mihai Dobre, în imaginea noastră, iată-l, la bordul avionului său. Când făceam parașutări, unu, voința de a sări cu parașuta, asta puteai să vrei, puteai să nu fie frică. Da. Și când urcai și înainte de a sări în avion, spuneam, nu, mi-e frică sau am o problemă medicală. Și nu te putea obliga nimeni, și voința. Și cred că voința a avut și Mihai Dobre să facă acest antrenament. Asta a avut-o, dar celelalte două elemente, cred că nu. Unu, înălțime. Întotdeauna e bine să faci o parașutare sau pentru el să zboare mai sus, nu mai jos, ca să aibă spațiu de manevră în caz de ceva și parașutistul la fel, că dacă nu se deschide parașuta, să ai timp să faci alte manevre și o garanție de securitate numită în parașutism parașuta de rezervă. Ei, dacă nu se deschide, iei în calcul că parașuta principală nu se deschide și atunci ce faci? Ai rezerva pe care o acționezi în anumite condiții. Bun. Mihai Dobre, ca pilot, înțeleg că n-avea nici măsură de siguranță, asta nici catapultare, nici nimic. Dacă aparatul avea o problemă, era victimă sigură. Mă gândesc dacă sistemul trebuie un pic schimbat aici, să ai tot timpul o variantă alternativă. V-aș propune să trecem la accidentul tragic de luni seara, pentru că aceste considerații le vom relua. Da, nu, doar o clipă. Da. Acesta este actul eroic. Aici este ceea ce fac ei deosebit. Acești piloți de acrobație. Da, deci oameni ăștia... Dar de eroi avem nevoie sau de oameni care să piloteze mai departe? Deci avem nevoie de eroi care să rămână în viață și să iau o pensie bine meritată. Să în viață, să facem o... Unii plătesc tributul. Era foarte tânăr, 28 de ani avea, da? Și de la 16 ani... Da, avea deja... Da. Luni seara, 228 de pasageri la bordul unui avion... Air France 330, da. S-a prăbușit deasupra Oceanului Atlantic. Până astăzi trebuie să spunem că întrebările, în loc să avem răspuns la întrebări, ele sunt din ce în ce mai multe. Misterul acestui accident
este din ce în ce mai adânc. Pare că ancheta, în loc să ne dea niște răspunsuri, nu ne oferă nimic decât ipoteze, declarații. Presa braziliană și presa franceză mai ales sunt pline de comentarii și de analize, dar nu avem practic niciun fel de certitudini în legătură cu cauzele care au dus la această tragedie. Domnule Stoicescu, dumneavoastră sunteți un om cu mare experiență. Aveți o ipoteză? Ce credeți că s-a întâmplat acolo? Deci, ipotezele care sunt, se poate ca scrie un roman. Nu, adică o părere, un om de meserie. Dar aș vrea să vă dau o asigurare. Deci nu suntem cu nimic ieșiți din reguli. Deci, Paul Arslanian, care a fost, este șeful biroului de anchetă aeronautice al Franței, cel mai bun oficiu de investigație din lume, lor le-a dat Organizația Națiunilor Unite să investigheze coreanul. Dar ei sunt cei mai buni. Eu am lucrat cu ei Baloteștiu. Deci investigația de la Balotești, Paul Arslanian din Franța și Richard Tavernier din Belgia au fost confidenții mei. Am lucrat împreună cu foarte multă transparență. Și nu le-ați dat un telefon să-i întrebați, da, ce credeți? Deci, ați vorbit cu ei, nu? Ce se întâmplă? Nu? Vreau să vă spun ceva. Eu cu Paul și cu Tavernier am lucrat în grupul de experți pentru anchete aeronautice al Comisiei Europene de Aviație Civilă. 6 ani. Am fost împreună în acest organism european. Da. Bun, deci, spuneți, ce vă spune flerul? Ce vă spune experiența dumneavoastră? Deci, în primul rând, ipoteze sunt destule. Adică nu putem să excludem ceea ce se spune, influența condițiilor meteorologice o furtună puternică într-o zonă de convergență tropicală. Deci acolo suntem între cele două tropice și cu ecuatorul la mijloc. Sunt niște dezvoltări atmosferice extraordinare. Dar astea se văd pe radar, ai obligația să te duci la 25 de kilometri de ele. Ce s-a întâmplat? Cum a reușit să intre într-un nor de dezvoltare verticală care poate să ajungă până la 14.000 de metri? Ei zboară croziera el cam la 10.000 de metri. 10-11.000. Așa. Deci putea să fie atmosferic să se întâmple ceva. Putea să fie și fulger, și am discutat de asta de mai multe ori, dar nu un fulger cu totul special, acel fulger globular. Deci este etan și aparatul. Ce deci putea să-i facă avionului, un fulger? Vai, în jurul avionului care zboară se formează un câmp electrostatic. La un moment dat, în funcție de încărcare, se produce o descărcare care se transformă într-un glob care înmagazinează atâta energie încât piloții ai noștri au venit cu avionul cu 80 de găuri în el. Umblă așa, prin avion, prin tot. Deci e o concentrare de energie ca o flacără, ca un arc electric de sudură care rade tot. Nu e. Deci putea să întâmple asta acolo. Avem piloți care trăiesc, care au trecut prin treaba asta și au venit cu avionul. Tot acolo, în zona aceasta, întâlnirea de... Acolo am avut altceva. Am avut acea aterizare cu Tupolevul. Tot cu 190 de oameni la bord. Povestiți-o. Ce s-a întâmplat? Atlantic? Da, exact acolo. Și ați aterizat pe ocean? Deci pilotul a fost aici. Am vorbit și într-o emisiune, da. De mitul. Deci asta e o zonă cu mari probleme. În 1980, un Tupolev, un avion extraordinar, un avion care zbura, era din gama de subsonice, era cel mai tare din lume. Din subsonică, mai era Concordul supersonic. Da, Tupolev, era în înzestrarea taromului. Așa, și s-a dus... Trebuia să ducă... De la București ducea echipaje. Aveam flota de pescuit oceanic și la... Nu, dar ce s-a întâmplat tehnic? Așa, deci... A fost lovit de un fulger? În zona aia. A fost lovit de un fulger? Nu. Deci s-a dus acolo aeroportul, deci era noapte, condiții meteorologice destul de grele, adică plafonul era la 60 de metri, vizibilitate 600 de metri, însă sistemele de aterizare ale aeroportului nu funcționau. Individul care era acolo prin radio n-a putut să-l prindă, că era câte unul de ăsta cu care stă, doarme cu familia pe acolo și vine cu o făclie. Sau cu... N-a fost ăla și când a ieșit de și sub planor... Și desculți. Deci a văzut când a ieșit de sub plafon, n-a văzut pista. S-a dus spre apă, a pus avionul pe apă, a menținut cabrajul de nu s-a înfundat, n-a avut niciun rănit,
un singur mort care a murit era mort mai de mult, era mort ca la pe Hudson. Ca la New York a fost, a pus pe Hudson, avionul extraordinar. Adică și pilotul ăsta trăiește. În sfârșit, cei care au făcut investigația l-au cam găsit vinovat, că atunci așa era treaba. În America l-au declarat erou și l-a primit la Casa Albă. Deci, stai puțin, că ulterior statul român a încasat foarte mulți bani de pe urma tragediei, că s-a rupt avionul acolo și din cauza aeroportului. N-a fost. Dar el spunea, ca să vă spun ceva așa mai... Deci, pe simulatorul de Tupolev de la Tarom, au pus parametrii pentru acea amerizare. Pentru acea amerizare. Doi oameni puternici n-au putut ca să țină manșa cum a ținut-o el cu o mână în situația aia. Ca să unghi respectiv. Mă fugărea moartea. Deci, domnul Cartenu, a apărut și ipoteza săptămâna asta că toată lumea a făcut scenarii și suntem în domeniul ăsta pentru că nu avem date concrete, totuși, că ar putea fi un atac terorist. Asta vreau eu să pun acum teoria asta. Cum vedeți asta? Eu primul să spun două lucruri. Unul la mână, că deși e zona turbulentă acolo, din 77, de când agenția France Press a făcut o statistică, din 77 până acum, pe ruta asta, Rio, Paris, n-a căzut niciodată niciun avion, pe aceeași culoare de zbor, până la urmă. Dar au avut destule probleme, au raportat anumite incidente. Incidente de zbor, dar bine, la mii și mii de curse, cât au fost, au mai fost incidente, dar niciodată. Și a doua problemă este că prea repede au pierdut de pe radar. Prea repede a dispărut avionul ăsta. Adică el și dacă intra în vrie, dacă intra chiar într-o cădere de asta necontrolată, el trebuia să mai rămână pe radar, dacă nu pierdea dar mecanismul. Dar că zona aceea nu e acoperită complet de radare, din cauza că este între toată, America nu, deci de nu Sud, există Africa. Comunicare în toată. Da. Deci chestia asta s-a întâmplat cu 20 de minute înainte ca aeronava să intre în raza organelor de trafic din Senegal. Deci ăștia, înainte să intre, în 14 minute s-au transmis toate acele. Eu pot să vă dau și etapele, dar vreau nu să vă întreb, că știți, aveți experiență. Da. Există o zonă din Atlantic, așa, care nu e acoperită deloc de aparatură, dispar timp de o jumătate de oră? Mai se plimbă cât un satelit, mai trece, dar la anumite... Eu cred că sunt acoperite permanent. Deci nu, semnalele radio se interceptează. Deci nu e o problemă, dar nu l-are pe radar. Deci nu îl are pe radar ca să-l vadă. Acum și radio l-au pierdut. Acolo l-au pierdut. Vă spun eu exact cum a fost. Haideți să luăm ce a spus dumneavoastră, ipoteza atacului terorist. Cu 30 de zile înainte a fost o amenințare teroristă cu privire la un zbor Air France, Brazilia. În zona, acolo. A fost, a existat acea amenințare, s-au luat toate măsurile de control. Într-adevăr, în Brazilia, măsurile de control antiterorist din aeroporturi nu sunt la nivelul celor mai înalte standarde. Nu, eu am fost acolo, am fost în Brazilia cu avionul, atunci chiar a trebuit să ne facem noi controlul. Am fost cu primul ministru și era poliția în grevă. Și am făcut noi controlul la avion. Da, când am plecat, că am plecat din capitală din Brazilia, la São Paulo. Un avion uriaș și modern. Da, da. Deci e deosebit. Dar haideți să vedem cum s-ar fi putut face un atac terorist. Un atac terorist... O bombă la bord ce însemna? Că în cazul Lockerbie cu o rachetă în solar. În funcție de puterea bombei. Deci o bombă care a incapacitat echipajul, care i-a făcut praf pe ea și a rămas restul de avion care s-a dus, s-au dat SMS-uri și nu știu ce. Și s-a dus pentru că ce avem? Avem un element, acea pată de petrol care există. Da. Deci dacă asta era ceva foarte serios, dezintegrarea în aer a avionului, nu mai lăsa așa urmă de petrol. Dar știți că resturile deci, care s-au dus acolo nu se dă cu apă. Deci asta putea să fie o bombă la bord, dar să nu fie de prea mare capacitate și să afecteze exclusiv echipajul, care n-a mai făcut nimic. Să nu dezintegreze avionul în aer. Așa. Putea să fie de exemplu, o rachetă aer-aer trasă de un avion din zbor, așa, pe fir de radiolocație, sau mai bine zis, pe frecvența radio a cabinei, care tot așa se incapacitează. Lockerbie, avionul din Scoția, care... Deci, ăla a avut bombă la bord, dar aici e alt caz. Nu credeți că a fost o rachetă solar? Deci, poate să fie și o rachetă. Nu, la Lockerbie e clar. Deci, acolo, la Lockerbie, când a fost cu Lockerbie, a fost cu acel bagaj în tranzit, care n-a avut pasager. De atunci s-au luat măsurile în aviație ca nicio aeronavă să plece dacă pasagerul are bagajul și el nu se urcă.
Deci asta s-a întâmplat în 1988. Da. Deci după Lockerbie, deci la Lockerbie a fost bombă, deci la bord. Deci nu e cazul aici, nu, credeți, nu se nu. Poate. Că spuneați că fie... măsurile de siguranță la Rio sunt mai puțin exigente. Da, putea exigente. Să fie o, pe insulele alea o rachetă solar, care să fie tot așa, cu calculator în ogivă, pe fir de radiolocație sau termică, care se ducea direct în motoare. Ducându-se direct în motoare și aia ardea tot combustibilul și se făcea țândă. Se dezintegra. Deci, dacă luăm variantele atacului terorist, cam astea ar putea să fie, dar gândite de așa ce manieră putin? Încât petrolul să... Deci, cea mai mare parte a avionului, inclusiv cu rezervoarele, să se lovească de apă. Și apa e ca asfaltul când cazi de așa de sus și să se facă... Știți că 7 minute a durat da. Această cădere. Da. Da. Resturile care au fost găsite acolo și se credea că sunt de la avion, nu sunt de la avion. Ulterior au constatat că erau aruncate într-un vapor, da. Deci, lemn. Haideți să vă mai spun ce trebuia, ce e curios. Deci s-au transmis 4 mesaje automate de către calculator privind căderea pe rând a mai multor sisteme. Dacă le denumim acum că și cu litere, sunt așa. Aceste sisteme, inclusiv alimentare. Unul după altul au căzut în 2 minute. Există 4 rezerve de alimentare. Adică totul are planul B. Deci nu se poate explica. Pe urmă, sunt niște balize care atunci când avionul, chiar dacă se rupe, când este tot, toate emit dintr-un loc. Când sunt aruncate, ele emit un semnal Mayday. Ele probabil sunt pe undeva pe fundul oceanului. Da, au trimis submarine cu sonarul, deci acolo sunt și cutiile negre prin zona aia. Deci balizele astea, sunt cel puțin 4 balize, care chiar dacă explodează, ele se duc una într-o parte, una în alta și pe urmă treci diagonale și stabilești, faci perimetrul unde s-a dus, dar trebuie să le găsești. Dar curenții oceanici, până să ajung ele pe fund la 5.000 de metri, curenții nu le duc le deviază, normal, totul e posibil, dar ei ce au făcut? Au trimis în primul rând avioane și nave în toată zona aia s-o acoperă, dar e imensă, sunt mii de kilometri pătrați, dacă o luăm așa pe distanță și e mult de tot. Au trimis și ca să intercepteze un semnal de ăsta. Au chemat 2 submarine pe care le-au cu sonarele, că poate descoperă ceva și au băgat și pe la robot, care are un ogheruță care se duce unde nu te poate duce nimic. Știți că vă spun acum eu așa, ca un cetățean care e cu picioare pe pământ, nu cu capul în nori. Eu mă uit pe Google Earth și îmi văd gutuiul din curte. Văd acoperișul casei, gutuiul din curte, tot ce trebuie. Deci mi-l văd fără probleme. Mă gândesc toate sistemele astea, sateliții astea ca cu miile pe orbită. Nu pot să supravegheze, să vadă și să aibă stocat în memorie acolo filmul oricărei porțiuni de pe planeta asta. Și după aceea ne uităm pe tot. Zona asta, ia să vedem ce s-a întâmplat în ultimele 30 de zile, ieri sau altă ieri. Nu acoperă ca tot. O cameră video. Ca o cameră video, exact. Au chemat pe cele ale Pentagonului, au apelat la Pentagon. Și vedeam căderea respectivă. Haideți să vă mai spun ceva. Știți că mai avem exact un minut, trebuie să oprim aici, dar o să mai facem, Edice. Ipoteza dumneavoastră, până la urmă, ca om cu experiență, revin cu prima întrebare. Așteptăm raportul preliminar. Deci raportul preliminar al Comisiei de Investigație, care va fi gata și o lună. Și filmulețul pe National Geographic, au serialul ăla, ne uităm noaptea pe la el cu avioane care cad. Mulțumesc foarte mult, Sorin Stoicescu, Grigore Carteanu, aflat cu mine de la începutul emisiunii. Luăm o scurtă pauză și ne întâlnim cu Dan Puric. Bă, să vă uitați și voi la cât costă asta, că n-am decât 200 la mine. Aha. Sunați și voi alarmă, că n-am chef să mă fac de râs la casă. Absolut, mă, stai liniștit. Alarmă! Ai depășit suma propusă! Te rog eu frumos, închide aia, e nebunilat. Tu așa ai zis, dacă depășești... Ești îngrijorat că nu știi cât plătești? Activează noua opțiune Vodafone Alertă Cost la abonament. Alege singur cât vrei să cheltui și noi dăm alarma când ai depășit. Intră în cea mai tare rețea. Merită! Vodafone. Uneori îmi schimb culoarea părului, dar niciodată șamponul protector. De când am descoperit Color Viv. Șamponul Elsef Color Viv de la L'Oreal protejează culoarea săptămână după săptămână datorită tehnologiei rețea cu dublu efect. 1. Nutri-filtrul UV hrănește părul. 2. Reflectă lumina. Culoarea este protejată, strălucirea este amplificată cu 85%. Săptămână după săptămână, culoarea rămâne intactă. Elsef Color Viv de la L'Oreal.
Pentru mine este cea mai bună îngrijire din lume, pentru că meritați. Ia-ți abonamentul Vodafone complet internet mobil și cheltui doar atât cât vrei. În plus, ai noul telefon Nokia 6303 la doar 59 euro. Intră în cea mai tare rețea. Merită. Vodafone. Complaining. It seems there's always somebody complaining. The bus is always on my back and I'm straining. But I'm not complaining. All I gotta do is... După serviciu, răcorește-te cu Scol. Peugeot Partner Origin. Surprinzător de multifuncțional. Peugeot Beeper. Făcut să străbată orașul. Peugeot Partner. Un plus de capacitate. Ai reduceri de până la 2678 euro pentru utilitarele Peugeot și finanțare garantată oricărui venit prin MyDeal. Hai să ne jucăm, vin o lumea banii, să ne distrăm și să cântăm. Vin o lumea mea minunată. Oferă-i copilului tău o prăjiturică delicioasă din cereale cu lapte, căpșuni sau ciocolată, fără coloranți și conservanți. Barney, ca să nu-i lipsească energia. Lu. Hei, saluti a tutti! E arrivato il giugno, no? Vogliate mangiare bene? Mangiate all'italiano, pasta, sì! Spaghetti alla carbonara, fettuccine cu sos pesto de rucola, linguini cu pui și sos de cimbru și mentă, farfale cu sos pesto trapanese, lasagna cu sos pesto genovez, penete cu vodka și somon, ravioli cu spanac, mozzarella și roșii, fusilli con mozzarella, va bene! Bucătăria pentru toți! Ușor, natural, gustos! Hai să te schimbi! Oh, nu, e tot pătat! Iar nu a făcut față detergentul? Iar ai muncit degeaba! Nici chiar un detergent scump nu e suficient! Adaugă Veniș Oxy Action! Vei scoate petele mai bine decât cu detergentul scump folosit singur. Noua formulă Veniș înlătură ușor petele dificile. O doză de Veniș la fiecare spălare este asigurarea ta împotriva petelor. Acum sunt sigură de rezultat. Veniș, ai încredere în roz. Uită de pete. De ce este Nivea Visage Anti-Rid Q10 Plus acum și mai eficientă? Nivea Visage Anti-Rid Q10 Plus are acum cantitate dublă de Q10 pentru a lupta împotriva ridurilor chiar din interior. Bucură-te de viață, uită de riduri, pentru că frumusețea este îngrijire. Nivea Visage Q10 Plus Light de zi. Textură ușoară cu absorpție rapidă pentru ten mix și gras. Noutăți de la Activia. Activia Fibre conține de acum cereale integrale și a devenit Activia Cereale Integrale. Este atât de gustos! Încearcă-l și tu acum! O combinație sănătoasă de iaurt Activia și cereale integrale. Mai mult, Activia cu fermentul Bifidus Acti Regularis reglează tranzitul intestinal lent. Activia Cereale Integrale. Activ în interior și te simți bine! Descoperă rețeta pentru o piele delicioasă. Senzația relaxantă a florilor de cireș combinată cu lapte bogat și cremos. Oferă-o cu generozitate pielii tale. Gelul de duș Palmolive Naturals Calming. Prinde valul de premii Palmolive. Cumpără produse Palmolive în luna iunie și câștigi pe loc mii de premii. În plus, intri în cursa pentru 6 Hyundai Accent și 20 de televizoare. Detalii în magazinele participante. Right on, right on. Moving on, moving on. În viață este vorba întotdeauna despre tine, despre încrederea pe care o ai în tine. Ai încredere. Asigură-te cu Eureco. Eureco, despre tine, despre încredere. Nea Cornele, mai ușor că sperii vânat. Ciucaș, berea bună de la munte, acum într-o sticlă mai faină. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Cum vă imaginați? Noi am început discuția, ne amuzăm și cred că e bine pentru că vom discuta lucruri grave.
Dan Puric, invitatul meu în repriza a treia, ca la box. Trebuie să spunem că am văzut premiera spectacolului Sinucigașul la Teatrul Național, montat de Felix Alexa cu Dan Puric. Nu să discutăm despre teatru, că probabil am rămâne 100 de oameni în fața televizorului, dar vom discuta despre temele grave pe care această piesă o pune. Dacă în piesa Sinucigașul are o revoltă care îl temine să nu se sinucidă, poporul român continuă să fie impasibil, spune un comentator. Poporul român este adevăratul sinucigaș, cel care nu mai este de mult pe scena lumii. Cum vi se pare chestia asta? Este poporul român un popor sinucigaș? Nu, asta este genul de discurs care se cere. Bine, nu așa știu. Așa patetic, așa... Nu numai asta, este puțin în trendul intelectual de astăzi în care se vorbește foarte mult despre această pasivitate și mie, de fapt, mi se pare o scleroză în a observa virtuțile acestui neam, care, sigur, el este într-un act de degenerare, dar... că a soțit tot timpul pe vioara asta, că nu se mai poate face nimic. Și ăsta este un cântec de sirenă în care vrea să ne adormă pe toți. De fapt, eu mi-am exprimat întotdeauna repulsia față de intelectualitatea asta de la noi. Mai ales acum... Toată? Așa? O categorie condamnată de Dan Puric? Nu e condamnată de Dan Puric, e condamnată de istorie. Că eu săracul nu sunt pe post de ăla care dă cu... Eu, de exemplu, mă uit la cronicare de teatru, care au știut acum cu câteva excepții, cei care sunt din vechea generație, restul sunt cu handicap. Deci este de hipoacuzici ceea ce scriu. Au o frustrare, o supărare. Dan Puric pleacă cu tuba și se duce la mama soacră și apoi se întoarce. El e mai și cu lebărul. Cu lebărul, da. Deci ei sunt... Să spunem că la începutul piesei este o scenă în care personajul cere nevestii și lebăr, de unde s-ar deduce că de aici pleacă sinuciderea, ceea ce... Da, și atunci, dacă faci un studiu antropologic, cum le dă voie să scrie asemenea cronici, înseamnă că este ceva în educația lor. Deci dacă se pune o cronică de genul ăsta, o cronică serioasă, care sunt din ce în ce mai rare, sau să numim un Caraion, sau să luăm un Eminescu, sau din perioada până în 89, cronici extraordinar de serioase, îți dai seama că nu mai au nici repere și n-au organ. Ei sunt niște oameni castrăți. Ce fel de organ, domnul Puric? Zău că mă omoară CNA-ul, domnul Cartianașele? De a simți. Așa. De a simți anumite lucruri fără să ai chiar educația lor. De a fi proaspăt. De exemplu, un lucru sensibil de a-l percepe. Ăla este un organ. Ei sunt setați. Piesa asta are două replici foarte tari cu care începe piesa și se sfârșește piesa. Viața n-are sens. Și o altă replică, la fel de puternică, în sens invers, viața e minunată. Totuși, ea se învârte în jurul unei sinucideri. Sinuciderea e un păcat. Dan Puric este un artist creștin care face artă creștină, nu? Cum e? Este foarte bine, pentru că ideologia a confiscat sensul transcendental către Dumnezeu și a creat sensul Partidului Comunist, cum zicea domnul Jean-Paul Sartre. E o nouă religie. Tovarăș. Numai că în sensul acesta dat, ei și-au pierdut sensul. Că nu poți să crezi într-un tovarăș. Acum trăim într-o lume la o intersecție de sensuri multiple. Să spunem, piesa se întâmplă la Moscova, în sigur, timpul dictaturii lui Stalin. Da. Stalin chiar personal a interzis să se joace piesa, nu? Când i-a scris... Da, asta ca istorie este, este tragic. Nu, dar e un personaj, să spunem, telespectatorilor, care după un an de șomaj la Moscova, care evident clasa muncitoare era fericită... Între ghilimele. Da, vrea să se sinucide. Piesa este extraordinar de periculoasă, dar ea are trimiteri în lumea românească de astăzi, pentru că... Se induce să se sinucidă, gradul de mizerie crește și atunci pentru publicul de astăzi, care din România și-a pierdut sensul din cauza faptului că istoria se repetă, ia un grad de recognoșibilitate. Numai că frumusețea, zic eu din punct de vedere creștin, este că se descoperă bucuria vieții. Bucuria vieții care nu e o bucurie de tip egotic. Deci din cele două fraze propoziți, viața n-are sens și viața e minunată, dumneavoastră optați pentru viața e minunată. Pentru asta a optat și scriitorul. Eu n-am făcut nimic altceva decât să merg pe linia scriitorului. Eu n-am făcut ca Camus solitaire u solider, unde s-a sinucis ăla și nu știa dacă lipsește D sau T, pictorul. Deci aia este solitar sau solidar. Și de fapt nu era nici solitar, nici solidar. Este viața ta în mâinile Dumnezeu, nu trebuie să o sacrifici pentru ideologie. Dar este foarte bine că a aterizat acum această piesă, tocmai pentru faptul că parcă gardează o situație care va să vie la noi. Totuși, deprimarea e... Ce simte un artist creștin când joacă o sinucidere? Iuda, e păcat să te sinucizi, nu? Da, este unul dintre păcatele fundamentale. Numai că... se sinucid numai ateii? Nu pot eu să mă fac acum judecătorul lucrul ăsta. Pe semne că multe se întâmplă și pe cazuri patologice. Și unde nu mai pot să
una este decizia care o iei tu premeditată pentru faptul că nu crești și alta este să fie un reflex biologic. Asta nici Sfinții Părinți, abia ei decid. Nu este asta problema. Problema că este induce că nu se mai poate face nimic, cum se induce astăzi poporul român. Dom'le, nu mai puteți face nimic. Îmi scrie fata aia acolo. Noi nu avem nicio prezență, nu se mai poate face nimic, pentru că avem niște trântori în față care nu pot să facă nimic. Chiar au dat ăștia notă generală la tot poporul român că nu se mai poate face nimic. Și asta îi se induce lui Poțecanicov, iar el intrând în malaxorul ăsta, el intrând în malaxorul ăsta, natura lui spune, domne, viața este frumoasă. Este o contrazicere. Mi se pare interesant faptul că, iată, se fac 20 de ani de când ne-am despărțit de comunism și începem de-abia acum să atacăm cu adevărat comunismul. Și comunismul și cu prima lui parte, cu stalinismul. Am văzut anul ăsta filmul lui Horațiu Mălăele, Nunta Mută, tot pe vremea lui Stalin, moartea lui Stalin și așa departe. Jos Stalinul, la dracu cu Stalin, i-a spus la Paris, trăiască mirii. Așa. Un titlu mai bun decât ăsta a jucat aici. Da. Este o comoară, mai mult decât zeul nostru la Moscova, e o comoară. Dar și filmele care le fac tinerii cineaști acum. Și sunt inspirate și cu, da, și cu Mungiu și Porumboiu a avut da. Cu Revoluția. Dar ideea e că tratează destul de bine și atacă mai frontal acum anii respectivi, care sunt o comoară efectiv de exploatat în cinematografie, în teatru, în literatură. Și abia aștept ca scriitorii noștri și cunosc pe câțiva care au început să-și dea drumul în privința asta și vă așteptăm, așa, cu noutăți, să atace frontal aceste zone pentru că este extraordinar de generoasă în efecte tari, în personaje, în destine, până la urmă, halucinante. Păi, uite, să fac numai o întrebare directă. Cât v-a marcat destinul comunismului, domnule Ampăr? Enorm. Enorm, pentru că am conștientizat... Cicatrici, vânătăi? Mai mult decât atâta, anestezii, reacții întârziate, inerții, frici, preconcepții, amorțel de tot felul, cumplit. Astea sunt de tip sechelari, o ideologie care pe toți ne-a marcat. Nu putem spune, domnule, că am ieșit iluminat din 1989. Din contră, poate și acum mai târi după mine anumite lucruri. Nu putem fi dezinvolți după ce am ieșit din pușcă. Dacă am stat anesteziați cam mult timp, mi se pare că aproape 20 de ani am stat anesteziați. Nu ne-am trezit. Adică până în 89 n-aveam voie să vorbim despre Stalin. Practic nu vorbeai, că riscai să spui o prostie. Și atunci ori vorbeai elogios sau despre Lenin sau despre Ceaușescu sau despre Deci. Bun, așa mai bine tăceai. E, după 90 n-a mai fost interdicția asta și nu mai era niciun fel de pericol. N-am prea vorbit cu adevărat. În afară de ceva dezbateri istorice și asta firave, a fost o tăcere așa. E, de-abia acum simte un an, doi, simt așa o efervescență în jurul acestei perioade. Cred că de acum încolo 50 de ani vom avea de digerat ca lumea perioada comunistă. Se mușcă greșit, dacă îmi dați voi. Adică e ca precum câinele ăla care mușcă bățul, nu stăpân. Concentrarea noastră, nu, dar concentrarea noastră pe lucrurile acelea este taman greșită. Problema este că trebuie să uităm comunismul? Nu. Problema e că sistemul a continuat 20 de ani în România. Încă suntem sub o structură puternică, cum să zic, stăm încă în sechelele regimului asta, comunist. Nu numai asta, dar suntem conduși de aceiași flăcăi care au rămas puternici pe chestia asta. Nu e vorba de libertate în România, ci este vorba de libertinaj, asta e o mare confuzie. Iar focalizarea nu trebuie băgată atâta pe monștrii care au creat traume, ci focalizarea, și aici am să vă răspund în artă, este total greșită, ar trebui făcută pe martirii, pe demnitatea, pe forța, pe vitalitatea acestui neam de a reacționa. Dați-mi și mie un film din România, care să vorbească de momentele acestea aproape unice. Vă recomand o carte care sunt sigur că n-ați citit-o. Vă rog, lăsați-mă să vorbesc. Vă recomand o carte care a apărut de curând, care se numește așa, Ioan Ianolide. Ioanide. Nu, îl confundați dumneavoastră. Ioan Ianolide este cel care a zis pușcăria noastră de toate zile. Exact, da. Dovadă că nici nu știți. Ioan Ianolide este cel care a scris Deținutul Profet și a mai scris o carte uluitoare despre Valeriu Ganfe, cum printre altele. Vedeți că lipsește din apanajul dumneavoastră informațional. De asta nu-i vine pentru că și mie pe semne lipsesc alte lucruri din apanajul și informațional. Sunt sute de cărți remarcabile în privința asta. Nu, și cred că sunt sute de cărți. Vă recomand, la început a fost sfârșitul de Adrian Georgescu. Da, știu. Vreau să vă mai spun altceva. Deci, arta trebuie să se focalizeze. De ce am să vă spun lucrul ăsta, dacă îmi permiteți? Ea trebuie să se focalizeze către reacția noastră în fața monstrului comunist. Eu nu mă apucam să descriu pe Stalin ce mustăți avea și cum s-a stat în fața monstrului. Nu există niciun film.
Nu există nicio piesă de teatru. Nu există nicio carte. Știți ce cărți există? Există cărți de mărturie. Stați puțin, eu am vorbit de perioada respectivă, nu că trebuie scrise pe... Păi, de exemplu, Horatiu Mărele nici nu arată pe Stalin, nu există Stalin. Există o nuntă... Am înțeles, am înțeles. Eu v-am spus altceva. Perioada respectivă, inclusiv cu martirii. Păi martiri, putem face mari personaje. Ați văzut un film german care se numește La vie de zotră, Viața altora? Nu. Despre delațiune, tot acest rău, noi am și numit Kroll banalitatea răului, până la urmă, răul comunist nu era neapărat, sigur, era cel din lagăre și din pușcării, dar în anii 60, societatea românească avea puține lagăre și pușcării, răul era difuz în toată societatea, control, securitate, cenzură, administrație, nu puteai să-ți alegi orașul, casa, slujba, totul era controlat și hotărât de alții. Aparent, da. Erau state normale. O pușcărie națională, de fapt. Puteai să vii, să faci pe turist în România în anii 70? Și nu simți nimic. Și ziceai, domnule... Eu... Belgenia, care au venit la Doina Cornea, au luat o mamă de bătaie la Cluj. Asta în anii 80. Asta era o excepție. Dar avea o aparență de normalitate. Rău părea o banalitate și, de fapt, era... Chiar monstru era acolo. Un rău general. Da. Era da. Bine cosmetizată toată chestia asta, acum este cosmetizată și acum. Sub aspectul ăsta unei democrații, este o chestie bine gestionată de sărăcire și de asta. Deci, adică tot la Labour ne oprim? Tot la Labour vom ajunge, că asta înseamnă criza. Ce mi se pare mie important este că trebuie să ne focalizăm pe această demnitate de tip românesc, care tot timpul e dată la o parte. Asta nu înseamnă țâvnoșenie, nu înseamnă fudulie, nu ne prea cunoaștem istoria. Omul frumos? Da, omul fundamental frumos este această frumusețe hristică. Știți ce se întâmplă? Una este să stocești mintea și talentul lucrând și alta este să te jerfești pentru ceva. Oamenii aceștia au fost sacrificați cu întreaga lor viață, cu întregul lor destin, cu familia mai lor. Mai mult de o generație. Mai mult de o generație, da. Și consecințele sunt, cum să zic, cutremurătoare. Mie mi s-a părut extrem de inspirată ieșirea din această letargie, această anestezie a Germaniei după al doilea război mondial, că și ea o țară doborâtă, cu un trecut de care se rușina nazismul și așa mai departe. Și undeva prin 58-59, Günter Grass, deci trebuie și lui vreo aproape 15 ani, tinichea. Scoate toba de tinichea și uluiește lumea. Și acolo nu are personaj pe Hitler, nici pe Stalin, are un pitic, așa cum e el, deformat, malformat și mai departe, și ia premiul Nobel cu asta. În ce an? În 59, cred că a scos cartea. Deci și a avut nevoie de o perioadă de anestezie de asta. Știți ce problemă are Germania cu fostul RDG acum? Că au băgat cam câte 100 de mii de euro pe cap de locuitor. Nu povești. Căprioara înghițită de șarpe. Nu probleme. Economice și cu tabacul și financiar. Nu. E problemă de mentalitate, dacă îmi dați voie să vă spun. Deci s-au băgat cam câte 100 mii de euro pe fiecare și nu poate să scoate din inerția comunistă. Eu vă asta spun din cauza că omul nou s-a născut, deși credem că nu. Omul nou a fost creat. Omul nou a fost creat. Este deja în funcție. Este bine stabil. Faceți o strigare acum la poporul român și o să vedeți reacția omului nou. O strigare din asta, să cotizeze pe ceva bun, autentic, mai știu, și să vedeți cum rămân. Și altă strigare. Avem ceva de pomană. Mici muștar, ce-o fi pe acolo, bere. Atenție la campania electorală, nu avem voie să vorbim de campanie. Nu ne referim la personaje aici, ne referim la obiceiuri. Totuși, omul nou e și mitocan în același timp. Spuneați într-un interviu cum ați ajuns la religie, la arta creștină. A fost asta pentru că ați întors spatele trecutului, comunismului, ce s-a întâmplat atunci, a unei frustrări, sau a fost o revelație? Nu, n-a fost, cum să spun, o întoarcere asta bruscă și nici acum. Adică, pe spune că foarte multe lucruri bune s-au fi făcut și în comunism. Asta nu sunt un tip din asta radical. Pur și fost oameni pe acolo, că pe sistemul ăsta de fisură au mai făcut lucruri bune. Chiar eu am cunoscut secretar de partid care te puteau ajuta, chiar și un securist mai amabil. Adică, fisuri de umanitate în sistem. Nu poate, că ne dreptățești. Sistemul a fost îngrozitor și virusul care ni s-a inoculat la toți. Pe spune că lucru... Unde era biserica atunci? În decor, în vremea aia. Era în decor. Și ținută, și supravegheată, și monitorizată, și, cum să zic, chinuită, hăituită. Și asta de aia și ea foarte greu se reface astăzi și trebuie un timp foarte mare. Iar eu în toate chestia asta am simțit așa, că dintr-o dată trebuie să respir un aer curat. Cred că mi s-a dat. Nu a fost așa, zic, o revelație, am început să fac levitație. Am început parcă să mă lămuresc. Că totuși eu, ca identitate, nu sunt un produs sau un sistem social, sunt totuși o determinare necunoscută, tainică, care îmi creează această bucurie de a fi în altfel. Parcă, cum să zic așa, am înviat. Asta înseamnă, în ultimă instanță, un om care se racordează la de absolut. De când?
Păi odată cu descoperirea lui Isus sau odată cu descoperirea că România a trăit ce a trăit ca experiență? 50 de ani de nenorociri. Da, eu vă spun foarte sincer. De exemplu, prin 91 eram pe la Viena și predam, cam o lună o dată pe an și am luat cu niște cărți de asta de memorialistică. Nu mai puteam să văd Viena. Pentru că nu am crezut niciodată că în țara mea s-a întâmplat așa ceva. Orori, fost, la asta vă referiți. Nu numai asta, ce oameni au existat, ce reacții, nu mi-a venit, nu știam. Știi ce înseamnă că am intrat în disperare? Nu știam, zic, cum țara mea a avut așa ceva. Eu, o chestie este extraordinară, aia de revelație. Făceam pantomima la Tănase, la Teatrul Constantin Tănase. Și mă schimbam, nu știu ce, și acolo, în timp ce mă schimbam, mă antrenam, am văzut un moșneag așa cu un fes în cap care întreba doamna Longin. Domnule, și când a început să vorbească, m-am oprit din mișcare. Și am început să mi se îndrepte coloana vertebrală. Și până scria jos, Petre Țuțea. Eu nu știu cine este omul ăsta. Fii, un bătrânel, pe ultima sută de metri, ne-a îndreptat coloana vertebrală la toți. Ne-a cam spus cine suntem. Petre. Și atunci asta s-a întâmplat. Asta s-a întâmplat. Am văzut și un om care mi-a dat o altă identitate, o altă istorie. Și am rămas încremenit. Ce pot să spun mai mult? Asta face parte dintr-un soi de miracol. Declarat, mărturisit. Că n-am făcut, că dacă vorbea vreun parlamentar, din ăsta îmi punea întâlnit și în continuare făceam și păcatul. N-am mai făcut. Despre asta este vorba. Pentru mine e un miracol și asta. Cum se vede asta la artistul Dan Puric și apoi am să întreb cum se vede această experiență a comunismului la un jurnalist cunoscut ca Grigore Cartianu? Cum se vede asta? Ce anume? Ce ducem cu noi? Ce cocoașe ducem cu noi în toată povestea asta? Le lăsăm pe drum, o ducem... Mai ne și împiedicăm de ele. Mai ne împiedicăm de cocoașele altora, de propriile noastre cocoașe. Suntem plini de nenorociri. E un proces, e un traseu cumplit pe care îl trăim și este bine să îl recunoaștem. Pentru că eu nu mă fac acum judecător. Într-un fel, dacă mă credeți pe cuvânt, eu privesc cu milă limitele astea politice de la noi. Pentru că ele, chiar că nu sunt de rea voință, ele sunt, într-un fel, pe lângă alea că s-au născut, ei s-au născut așa. Ei sunt scoși din laboratoare. De genul ăsta. Să fure un portofel, mă refer la portofelul un cont. Știți că România, în declarația unui mare academician, are de trei ori capacitatea să se hrănească. Și noi ne-am vândut toată țara. Deci, în reflexul lor a face aici este ceva foarte cumplit pe care nu mai pot să-l coordonez. Așa au ieșit, așa a creat ideologia. Dacă eu stau de vorbă cu unul din ăsta, cred că râde. Zice, bă, tu ești dezaxat. Ești mistic, ești... Nu mai are ce avea. Este ca țăranul român luat din gospodăria lui, dus în oraș, mitocanizat, întors, dus în străinătate, care și-a creat acum niște viloaie cu 30 de camere și-a pierdut proporția, și-a pierdut simțul spațiului. Știți că în Maramureș de râmă, știu, casa aia superbă și dărâmat, porțile le-au vândut, le-au luat nemții, betoane. Și-au pus betoane. Deci nu le locuiesc, pentru că sunt spani. Nu, și stau alături. Dar fac o casă mică cu două camere, stau acolo. Știți ce mi-a zis un copil? Domnul Puric, să nu le spuneți niciodată că-i jigniți, că sunt, domnule, extraordinar. Dar cu cine să vorbesc, puiule? Să vorbesc cu copiii lor, că nu e bine ce-au făcut tați. Să-și creeze niște case mai normale, mai frumoase. Este extraordinar. Că la nu mai intră. În capul lui nu mai intră. L-a văzut viloiul secretarului de partid sau președintului și face și o casă de tip megalomanic cu 50 de camere. A văzut în Spania, a văzut în Italia, da, o casă mai pricoșită. Vrea și el să facă, să ia... Da, dar nu arată calea. Să rupă gura... Dar acolo... nu arată calea din Spania. Vecinului, acolo, bineînțeles. Au văzut cum mai cu gust acolo, dar până acasă a reținut doar, nu știu, mărimea sau... Nu e rău ce spuneți, este extraordinar. Asta m-am gândit și eu. Până acasă, numai volumul a luat. E nu ala și dimensiunii sau estetica. Că n-am văzut vile italiene în Maramureș. Și nu avea un arhitect. Desenează, așa am văzut, zice, cu trei balcoane, deci, cu două acoperișe. Arhitectul este proprietarul din nefericire. Mie îmi face așa, zice. Dom'le, de-aia este pe lumea asta, să-ți facă el, că știe meserie. Nu, stați puțin, aveți dreptate, dar aici trebuie văzut așa. Deci ce constatăm noi acum? Apariția omului nou, mitocanizat, sufletește sărac, rupt. În faptul că a supraviețuit omul nou. Este deformat. Este... Și acum noi înotăm printre ăștia. Înotăm și atunci trebuie să... Eu vreau să vă amintesc un lucru. Sunt oameni care merg în sate, că nu știu dacă mai circulă pentru că s-a epuizat toată, și dau țăranului o icoană de hârtie colorată, cumpărată pe 2 lei undeva într-un magazin în București și iau din pereți icoanele adevărate de 100, de 200, de 300 de ani, da, pe care mutilantă. Le-au trecut în 5 generații. Da, și să uite ce e colorată. E mare, e frumoasă, e acoperă un... Iată un rezultat, dar gândiți-vă că același lucru fac intelectualii români de la noi. Iau icoana... nici nu vreau lucrul ăsta. Icoana adevărată a neamului și o dau pe imaginea României.
E colorată, îi pune și becuri. N-ați văzut icoane cu Iisus Hristos cu becuri noi, care face girofar? Băi, băi, că e dobitoc. El umblă după imaginea României, se dă la strunc pentru chestii europene. Bun, am înțeles, domnule. Și unde e România asta adevărată de care vorbiți? România... Renunțăm la aia chici, da? Da. Asta care e obiectul propagandei de orice fel. Unde e România adevărată? România asta profundă, România asta adevărată este peste tot până și în inima noastră, în inima noastră, și ea se manifestă într-un mod mai puțin spectaculos. De asta întrebarea este foarte justă. Ea nu are o chestie de, cum să zic, așa, joc de artificii. Ea este tacită. La mine au venit niște învățători acum la curte și mi-au zis: domnul Puri, ce ne facem? Dar zic, ce s-a întâmplat? Ni s-a cerut să scoatem toți voivozii, să predăm numai trei și restul să predăm istoria Angliei, a Galilor. Zic, domnule, e foarte bună istoria europeană, că trebuie să știm contextualizat. Da, domnul Puri, dar de ce n-au scos voivozii? Zic, ce trebuie să facem? Zic, trebuie să fiți ca domnul Trandafir. Adică să îi predați pe toți, dumneavoastră spuneți că faceți că aici și faceți că aici, că așa și face. De ce faceți? Predăm toți voivozii. Și când vine inspectorul, când... predăm Anglia. De predăm Anglia. Deci când are febră copilul tău, tu ai grijă de copilul tău în bloc. Pormă te duci la copilul celălalt. Eu nu zic că trebuie să te... Că cine mă ascultă pe mine acum zice asta, ce vrea să se regionalizeze? Dom'le, istoria universală și europeană este vitală. Dar deocamdată, haide să nu ne ciuntim noi familia. Cum se vede în presă România adevărată? Se vede? Apare? Vorbeam de Omul Nou și mi se pare că noi așteptam că după 90 Omul Nou să o filească și... Nu, am crezut că nu există. Am crezut că era doar propaganda lui Ceaușescu. A fost o... după 90 nu a dispărut, nu s-a ofilit. El a crescut așa ca un mutant, ca roșiile alea care erau pătrăgele frumoase și acum sunt de un kilogram, așa, sau ardeie aia de un kilogram. Și n-am niciun gust. Dar, doamne, frești, să mănânci de aia, că nu m-a pus 50 de ani. Și ne-a apucat să zică mersi. Așa și cu Omul Nou. El s-a dezvoltat în perioada asta. S-a dezvoltat cancerigen aproape. Pe răul pe care l-a moșeit din comunism. Comunismul i-a deformat fibra profundă. El nu s-a operat după 90. Rămâne un mutant. Omul Nou doar s-a umflat și mai mult. De ce? Că a simțit, măcar în ultimii ani, o anumită bunăstare capitalistă. A avut ieșire afară, a putut să facă și concediile și în Croația, și în Grecia, și în Turcia, și prin Baleare. A învățat și el, a avut și el acces la produsele de calitate ale Occidentului. Sigur, Omul Nou merge la Paris, dar nu merge să facă Tour Eiffel, să facă poze cu japonezii pe acolo, pe la etajul, nu știu care, dar nu merge... Deci și japonezii fac, nu? Iată, că se întâlnește acolo la etajul întâi sau doi sau trei. Dar Omul Nou al nostru nu intră în muzee deloc în Paris. Merge, bea o bere, merge la un meci de fotbal, scuipă semințe și merge Tour Eiffel. Și vine acasă, dar nu merge prin muzeele de Paris, 200 mâini îți ajung. Nu merg nici parizienii, domnul Grede. Merg, muzeele o viață merg. Franțuzești, pariziene sunt pline, ca și ele italiene, sunt pline de turiști, nu sunt de localnici. Dar este, apropo de Omul Nou și am închis panteza asta, dar eu spun că... Întrebați câți parizieni au văzut lucrurile în viața lor. Avem și oameni care nu sunt Om Nou. Și am avut plăcerea să descoper că aceste cărți de memorialistică despre care vorbim, care erau o hrană vitală în acești 20 de ani și în anii 90 s-au tipărit foarte multe și acum se mai tipăresc, asta le-aș fi introdus în manuale, în școală. Aș făcut din ele lucruri esențiale pentru că... Ion Ioanid, Țuțea... Tot ce stă în martirajul românesc... Adriana Georgescu, de care ați vorbit. Adriana Georgescu, ăsta... Poarta Albă, a scris Nicodim, parcă. Poarta Albă, Canalul. O carte cu tremurătoare. Cu tremurătoare, mai decită. Nu vorbim de Pitești. Nu cartea lui Cesianu? Nu. Cesianu a scris, este extraordinar. Uluitoare. Uluitoare, dar... De ce nu se predă Jurnalul Fericirii, nu? Dar luați pe Iorunca, Fenomen Pitești. Da, Fenomen Pitești, a citit cumva plăcuțile astea de săpun ale, de la Pitești, Itcept, de fapt scris invers, al lui Mihai Buracu. Așa. Deci eu vă spun așa, asta ar fi capitol în istorie. Pe bucățică de săpun cum erau puși. Este, nu au, aia se poate studia la Sorbona, la Oxford, s-a citit o carte scrisă de Gigi, de Ion Gavrilo Goranu, și de femeia, cum să zic, care a fost întemnițată, de femeia creștină, de mărturisire. Elisabeta Rizea, Lucioara. Elisabeta, de la Elisabeta Rizea până la Alice Voinescu, de la talpa țării până la nobilitatea asta extraordinară, de la aristocrația românească. Deci, eu... De fapt, înțeleg, nu, vreau să vă duc ca să... Punctez această întrebare. Credeți că fenomenul de rezistență față de comunism sau astăzi față de tranziție sau așa zisă tranziție a fost mai puternic decât capitolul lașitate, pasivitate, ignorare? Românul întoarce spatele ca să supraviețuiască, nu? Așa s-a descurcat secole, că aveau invazii turcești, rusești, austrieci, ungurești și de toate.
Bun. Da, am înțeles că, adică, dacă ar trebui să cântărim lucrurile astea într-un fel, unde a fost mai mare, lașitatea, trădarea sau jertfa? Iar eu vin și spun că este incomparabil această jertfă. Chiar, cum să zic, comparată în zona asta estică, se pare că măsurile atroce n-au avut nici în Rusia caracterul acesta exterminator ca aici. Dacă studiați Solzhenitsyn, când a citit despre fenomenul Pitești, a zis, la noi nu s-a întâmplat așa ceva, cu toate că era după metoda Makarenko. Nu uitați că România... Volumii vorbim și volumii, da, au murit peste 40 de milioane. Dar aici noi vorbim că suntem pe un teritoriu care atunci a presupune că avea vreo 15 milioane. 17 milioane. Și ce s-a decimat, deci abatorul, era abatoarele făcute, era nu numai intelectualitatea, toată elita, de la țăranul român până la fruntea. A fost o represiune selectivă, dar și atunci, ca să mă înțelegeți foarte bine ce vreau să spun, că nu vreau să vă contrazic, ci vreau într-un fel să completez, că văd că suntem on the same track, cum zice americanul, pe aceeași undă. Numai că, de fapt, vreau să vă completez următorul lucru. Calitatea în general, a intelectualii de astea, nu am obsoletat, în general, cam un 90%, este una nu de tip defetist, este de tip argumentativ. Dacă eu vărs acum aparatul ăsta pe masă și dumneavoastră spuneți, dumneavoastră, ce-ai făcut, dumneavoastră, că nu este normal. Eu vin și spun, ba da, în condițiile socializării, eu am libertatea. We can be free. Și atunci noi argumentăm orice. Lucrul acesta este cancer. Deci, intelectualitatea pe care o vizualizam eu, Dan Puri, trebuia să stea un front de nepătruns și să zic așa, băgați o frână și hai să recapitulăm de la șervețelul lui Churchill. Băgați o frână dumneavoastră în toată chestia asta și România intră în Europa cu date economice, nu mai știu ce, dar și cu această demnitate. De ce am spus că sunt gelos pe Vaida, că a făcut filmul acela despre Catin? Acolo ne-am oprit. Eu dacă voi putea face... Noi n-am făcut un asemenea acord și avem face și noi tragediile noastre. Nu avem niște tragedii uriașe. Nu am făcut încă un asemenea. Iată, un film despre Pitești, nu? Despre rău, diavol. Despre diavol, despre da. Tot. Dar cărți s-au făcut. Cărți s-au făcut și alea arse. Așteptăm piese și filme. Stați puțin. Eu fac. Vă invit și o să vedeți. Domnul Stelian Trenea s-a mai văzut. Într-un anumit fel fac și eu cât pot, că nu pot eu să monopolizez. Și, am să vă mai spun ceva. Nu avem actori care să joace așa ceva. Pentru că actorii noștri sunt total dezinformați, nu numai... Victor, domnul Puidani, să-ți spun... Cred că credeți că actor Mario publicul românesc, poporul român, societatea română, cum vreți să spuneți, ar suporta un film despre fenomenul Pitești sau despre Canal sau despre Aiud sau despre Sighet, în care să-i se spună adevărul? Eu cred că nu numai că a suportat, pentru că nu e vorba să traumatizăm poporul, pentru că ăștia traumatizează. Suntem încă la BD, în acțiune, la... Suntem ținuți acum. Aha. Suntem ținuți. Asta e un punct. Dacă asta se dă fanta unui copil de la 5 ani până la 10 ani, o să vedea în judecată acum că zic de fanta. Zic un lucru ce suc din ăsta artificial făcut, hai să nu-i zic din pe aia. Și la 15 ani se dă apă de izvor, la o scuip. Pentru că i s-a creat deci toată fiziologie. Arta care se face acum la noi este de tip alimentar cu false necesități. Vezi filme pe care le uiți în timp ce le vezi. Nu-ți rămâne, nu este remanent să-ți rămână. Nu, o carte de memorialistică îți rămâne pe tot de în ce măsură lumea românească de azi suportă adevăruri brutale despre ea însăși? Dar nu trebuie să fie adevăr brutal. Mai brutală decât viața Piteștiu, noastră. Piteștiu, nu e brutal. Adevărul e adevăr și gata. Dar stai să vedem unde e brutalitatea. Brutalitatea nu vi se pare că... Adevărul este și pupat o spiață independență. Minciuna e brutală. Nu vi se pare că este brutal că ni s-au oprit visul brutal din 1989 până acum, că brutal s-a vândut mai mult de jumătate de țară, că brutal suntem chinuiți în continuare la un nivel de populație. Ce? Un fil care arată adevărul nu e brutal. Brutalitatea este segmentul acesta de nenorociți care au terminat țara. Se poate face țara. Un Catin în România? Din nou? Nu, un film de asemenea... Da, da. Să da. Vor face un cert. Da. Se convinge treaba asta și filme și cărți. Nu, și, se poate. Nu știu dacă se noi suntem în sfera posibilității, nu că se vor face. Eu cred că frâna e bine pusă și educația este să se cretilizeze, să rejecteze. Cineva vrea să ne tâmpească. Eu la nivel de revelioane. Da, bun. Trebuie să ne despărțim. A fost o discuție pasionantă, ar trebui să o continuăm măcar un ceas, poate ne întâlnim și cu altă ocazie. A fost Dan Puric, actor Grigore Cartian, redactor șef la Adevărul, Stelian Tănase, vă spunem la revedere. Înainte însă vreau să vă anunț că la ora 18 urmează cel mai important jurnal al zilei. Pe curând ne vedem vineri la 22, Tănase și Dinescu și apoi din nou la 3x3. Viața merge înainte. Mergeți la vot!
descoperă oferta care vine la fix. Acum vorbești nelimitat între fix și mobil cu Romtelecom și Cosmote. Mai mult, primești și telefonul LG KF510 la numai un leu cu abonamentul Cosmote Full Option 130 și oricare abonament Romtelecom voce. Te așteptăm în magazinele Cosmote, Romtelecom și Germanos. În ce proiect ar trebui să investească România 4 miliarde de dolari? Stabilizarea economiei, măsuri anticriză, stabilizarea cursului valutar. Canalizare, gaze, electricitate, televiziune prin cablu. În primul rând în infrastructură. Parcări, drumuri, viaducte, poduri, treceri de pietoni. Avem nevoie de niște investiții solide. Noul proiect Roșia Montană aduce României 4 miliarde de dolari respectând standardele europene de mediu. Află mai multe pe rmgc.ro. Știai că stresul îți poate afecta sistemul natural de apărare? Grijile mă urmăresc peste tot. La serviciu, acasă cu creșterea cheltuielilor. Agitația aceasta zilnică mă consumă și îmi poate afecta rezistența organismului. De aceea, beau Actimel în fiecare zi. Datorită fermentului L-casei Immunitas, cu Actimel, sistemul tău natural de apărare este mai puternic în fața stresului. Vor mai fi motive de îngrijorare, dar acum mă simt mai pregătită. Actimel, aliatul organismului rezistent. Paula e văcuța ce nu face doar mu. Ea face puding, puding cu pete, bun de lingurit și de savurat. Acum Paula îți face o super petrecere de ziua ta. Adună, colorează și trimite cele 3 desene din ambalajele Paula și poți câștiga Paula, de la Dr. Oetker. Complaining, it seems there's always somebody complaining. The boss is always on my back and I'm straining. But I'm not complaining. All I gotta do is... And then I can... După serviciu, răcorește-te cu Scol. Cum îți simți dinții azi? Nu prea curați? Placa bacteriană începe să se depună imediat după o curățare profesională la medicul dentist. Sfatul meu? Luptă împotriva acesteia cu ultima inovație de la Colgate. Colgate Total Advanced Clean. Îți oferă 12 ore de protecție antibacteriană și conține un sistem avansat de curățare pe bază de siliciu, similar celui utilizat de medicii dentiști. Îndepărtează placa bacteriană pentru a te bucura mai mult timp de senzația de curățare profesională care durează. Noul Colgate Total Advanced Clean. Colgate, marca cea mai recomandată și utilizată de medici dentiști. În 45, România și aliații săi înving Germania. După 60 de ani, o bate miar. De data asta, de 3 ori. Bătălii la Stuttgart, Berlin și Hamburg, cu Stuttgart, SV și Hertha. General Lucescu. Arsenal, 11 jucători. Armă mortală, Călcâi Buga. Ziarul Ziua vă oferă tot jurnalul de război în suplimentul Ziua Sport din 6 iunie și DVD-ul cu meciul Rapid Hamburg. Pauză, țara are multă treabă. La fel și Caroli. Ține românul în mișcare. Hei, hei, verde e iarba, soarele-i sus pe cer. Nea Cornele, mai ușor că sperii vânat. Ciucaș, berea bună de la munte, acum într-o sticlă mai faină. Noutăți de la Activia. Activia Fibre conține de acum cereale integrale și a devenit Activia Cereale Integrale. Este atât de gustos, încearcă-l și tu acum. O combinație sănătoasă de iaurt Activia și cereale integrale. Mai mult, Activia cu fermentul Bifidus Acti Regularis reglează tranzitul intestinal lent. Activia cereale integrale. Activ în interior și te simți bine. Când te simți frumoasă, ai încredere în tine. Pentru o piele fină, uită de la Maderas. Încearcă VIP cremă spray. Este mult mai ușor de aplicat și conține un nou complex hidratant. E simplu să ai o piele fină ca mătasea.
simtă frumusețea. Bună dimineața! Neața! O, fetele astea! Bună dimineața, dragul meu! Mersi! Cu plăcere! O, mulțumesc! Eu sunt Alex.